Deci îi spunem bun venit părintelui Petru Tuteanu la noi și părinților ai noștri mai de aici, Daniel Benga și Sergiu de la parohie din Freising. Am anunțat o întâlnire cu părintele Petru pentru seara asta și mă bucur tare mult că ați ajuns din nou la noi. Numai pentru cei care nu-l cunoaște, părintele Petru este original din Basarabia, a studiat teologia la Iași, unde a fost scurtă vreme și în mănăstire la Trei Ierarhi. A făcut doctoratul la Moscova și la Kiev, unde l-a și luat. Și e pasionat foarte tare de teologia liturgică a Bisericii Ortodoxe și de istoria dezvoltării cultului, a liturgiei, a slujbelor în general. Și mă bucur foarte mult să ne poată vorbi astăzi puțin despre Sfânta Liturghie și din această perspectivă. Dânsul a mai fost la un moment dat oaspete al nostru la întâlnirea TORG din 2014, a fost la Hamburg atunci. Voi ați fost acolo atunci, așa, deci vedeți, părinte, că mai sunt pe aici care vă cunosc. Și ne-a vorbit atunci despre Sfântul Botez. Poate că și eu am uitat, dar m-am uitat să văd despre cine am vorbit, să știți. Și ne bucurăm acum să ne vorbească despre Sfânta Liturghie. Am lăsat tema deschisă pentru ca Preacuvioșia sa să poată să vorbească și din punctul de vedere al istoriei și al trăirii actuale a liturghiei, al implicării credincioșilor, ceea ce înseamnă Sfânta Împărtășanie. Părintele a scris o carte despre Sfânta Liturghie pe care văd că o are aici și mă bucur tare mult. Și la urmă o să vă punem și întrebări, părinte. Acum, încă ceva foarte important este faptul că părintele slujește de câțiva ani în Portugalia, deci cunoaște și situația din diaspora și ceea ce ne va spune referitor și la participare și la implicare și la împărtășirea cu Sfintele Taine, spune lucruri pe care le trăiește și dâns într-o situație asemănătoare cu a noastră. Bun venit și vă ascultăm cu bucurie. Binecuvântați și vreau să vă mulțumesc pentru această primire călduroasă, pentru invitație și pentru această atmosferă liturgică foarte frumoasă. Imediat cum am intrat, mi-au venit în minte catacombele romane. Unde și mie totele mi-au venit în minte când am intrat prima dată aici, căutând să cumpărăm ceva. Da, este o diferență mare că la catacombe nu se putea pune placă, că aici este o biserică, aici văd că ați spus, în catacombe nu se putea cânta atât de tare și frumos, pentru că era riscul să fie cu toții uciși pentru credință și cel mai important lucru, atunci când creștinii ieșeau din catacombe, nu aveau voie să spună unde au fost și ce au făcut. Pe când frățiile voastre, nu numai că aveți voie, dar aveți și datoria ca ieșind de aici să spuneți unde ați fost, ce ați făcut și chiar dacă nu veți spune, oamenii să vadă pe chipurile noastre că noi venim de la întâlnirea cu Dumnezeu. Cred că asta este marea deosebire și am înțeles că deja lucrați în direcția construcției unei biserici mari și frumoase, dar până în alta, și chiar dacă veți construi biserica aia, ideea mea e să păstrați și locul ăsta, că e frumos și deja impregnat cu rugăciune și trăirea asta a entuziasmului de la început. Preasfințitul mi-a propus un astfel de titlu, Sfânta Liturghie și Împărtășirea cu Sfintele Taine în viața credincioșilor bisericii. Am luat titlul ca atare, chiar dacă el este unul foarte larg, și aș vrea un pic să-l explic, chiar dacă la prima vedere pare foarte clar. Și o să o fac așa nemțește, începând de la sfârșit.
Iată, această expresie credincioșii bisericii nu este de fapt un pleonasm, ci este o accentuare a faptului că un creștin poate fi numit credincios, fidel, adică numai în măsura în care are legătură cu biserica și trăiește viața bisericii, adică viața lui este viața bisericii și viața bisericii este și viața lui. În măsura în care noi participăm la tainele bisericii, putem să fim numiți credincioși ai bisericii, iar dacă nu, practic ne amăgim numindu-ne creștini și credincioși, pentru că în afara bisericii nu este mântuire, spune Sfântul Ciprian al Cartaginei, și cine nu are biserica drept mamă, nu l-are nici pe Dumnezeu ca tată. Un alt lucru care vreau să-l concretizez aici este că noi vorbim în general despre biserica cu majusculă, da? Dar bineînțeles avem în vedere și locașul de cult care prin construcția lui, prin această orientare spre răsărit, cel puțin acolo unde este posibil, pentru că nici biserica în care eu slujesc în Portugalia tot nu este chiar spre răsărit, noi suntem în așteptarea mirelui, acel vino Doamne cu care se încheie Apocalipsa, este de fapt o reverberație a rugăciunii credincioșilor care în orice moment sunt gata să se întâlnească cu Dumnezeu. Pe de altă parte, noi înșine suntem chemați să devenim biserici. Spune Apostolul Pavel că noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Și știți ceea ce caracteriza templul în Vechiul Testament în mod deosebit? Erau două lucruri. Faptul că acolo se aducea jertfa și faptul că doar acolo, o singură dată pe an, în altar, intra arhiereul și spunea numele lui Dumnezeu. Iată, noi toți suntem chemați să devenim biserici al lui Dumnezeu, biserică sfințită, cum cântăm noi despre Maica Domnului, pentru că noi înșine ne aducem ca jertfă și ne împărtășim din jertfa lui Hristos și în noi, în inima noastră, se rostește numele lui Dumnezeu. Și nu întâmplător am făcut această precizare ca să înțelegem că jertfa euharistică și pomenirea numelui lui Dumnezeu, adică rugăciunea, ele nu sunt două căi alternative de a ne sfinți, de a ne mântui, de a intra în comuniune cu Dumnezeu. Este o singură cale, dar dacă vreți, sunt ca cele două linii de tren care formează o singură cale. Și ele se susțin și se hrănesc una din alta. De aceea niciodată nu putem vorbi despre împărtășanie în defavoarea rugăciunii particulare, ascezei, a metanilor, a postului și așa mai departe, și nici nu putem vorbi despre astea în defavoarea împărtășaniei. Voi reveni la această legătură și un pic mai târziu. Aș vrea însă să închei această scurtă introducere printr-un citat al părintelui Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siloan Atonitul, care este și ocrotitorul acestei comunități. Și în îndepărtatul 1945, părintele Sofronie spunea următoarele. Trei lucruri nu înțeleg. 1. O credință adogmatică, adică credință fără dogme. Un creștinism nebisericesc. 2. Și 3. Un creștinism fără nevoință. Și aceste trei, biserica, dogma și asceza, sunt pentru mine un tot al vieții. Iată, pe parcursul discuției aș vrea să ținem seama de aceste trei principii, că nu există credință fără dogme, adică credința presupune un adevăr și adevărul este unul singur. Nu există creștinism fără participarea la viața bisericii, așa cum am spus și mai devreme, și nu există creștinism fără nevoință. Și aici fac o ultimă precizare, că prin cuvântul nevoință noi nu avem în vedere doar asceza postului, a metaniilor, sau mai știu altele, deși și astea sunt foarte importante și vedem că frații noștri romano-catolici și mai ales protestanții, renunțând la ele,
practic au pierdut seva care alimentează și cumva menține viu adevărul de credință. Dar aș spune că prin nevoință noi trebuie să vedem și starea aceasta de veghe a creștinului, care este într-o permanentă luptă cu păcatul, este atent la ceea ce spune și face și cumva este dispus să se remodeleze, să se facă după asemănarea lui Dumnezeu și ca să ne putem schimba, trebuie în primul rând să ne recunoaștem că nu suntem perfecți. Mai mult decât atât, să renunțăm la răul obicei de a ne îndreptăți, de a spune sau a crede că la noi totul este bine și noi cădem într-un fel de autosuficiență care, din păcate, nu ne ajută să mergem mai departe. Acum aș vrea să trec la tema propriu-zisă și aș începe cu un citat din Sfântul Nicolae Cabasila, unul dintre cei mai mari tălcuitori, exegeți ai Sfintei Liturghii, a trăit în secolul XIV și spunea el despre Sfânta Liturghie că liturghia are ca obiect sfințirea darurilor euharistice, iar ca scop sfințirea credincioșilor prin împărtășirea din ele. Deci sfințirea darurilor și rugăciunea euharistică care se face în cadrul mai larg al liturghiei este un obiect. Adică este un element intermediar fără de care nu putem ajunge la scopul propriu-zis. Dar scopul liturghiei este sfințirea credincioșilor prin împărtășirea din darurile euharistice care tocmai s-au sfințit. Este important să reținem acest aspect pentru că în decursul timpului s-au mai deplasat accentele nu tocmai în direcția cea mai bună și uneori creștinii nu înțeleg exact care este sensul liturghiei și de ce se sfințesc darurile. De ce se aduce această jertfă? Deseori în Sfânta Scriptură avem pilda invitației la cină sau la nunta fiului de împărat și atât Sfântul Ioan Gură de Aur cât și alți părinți vorbesc foarte clar că acolo este vorba despre o prefigurare a liturghiei. Și într-un caz și în altul, stăpânul se supără când cineva este invitat la masă, dar fie găsește scuze și nu vrea să intre, fie intră acolo cu o haină nepotrivită. Și un caz și altul sunt, să spunem așa, vorbitoare, sunt foarte clar referitoare la participarea noastră la liturghie și la pregătirea pe care trebuie noi să o facem. Acum, bineînțeles, se pun accente foarte multe pe pomenirile care se fac la liturghie, pe diferite cereri, dar toate acestea trebuie să fie cumva adunate în jurul elementului principal, împărtășirea euharistică. Pentru că în trecutul bisericii și dacă suntem atenți la textul liturghiei și cel de astăzi, noi îi pomenim doar pe cei care sunt de față și pe cei care din binecuvântate pricini, adică din motive binecuvântate, serioase, nu sunt acolo. Și pe cine mai pomenim noi? Pe cei bolnavi, care nu pot veni la biserică, pe cei ce călătoresc, care, bineînțeles, tot nu pot veni la biserică, și pe cei ce sunt în robie. Iată, vedem că în ectenile și în rugăciunile bisericii sunt amintite categoriile care au un motiv foarte serios de a nu participa, de a nu fi prezenți la liturghie. Și, bineînțeles, biserica se roagă pentru ei. Dar să știți că o bună perioadă de timp era inadmisibil să pomenești la liturghie pe cel care nu vrea să vină dintr-o ignoranță.
Sau, cum spune canonul 80 Trulan, cel care mai mult de 3 duminici la rând, fără un motiv binecuvântat, lipsește de la liturghie și de la împărtășanie, se auto-excomunică, deci se rupe de biserică. Deja 3 săptămâni ar fi prea mult pentru un creștin ca să se poată trăi de unul singur în afara bisericii și fără să fie alimentat cu darul acesta al nemuririi, cu împărtășirea din Sfintele Taine. Vom reveni și la acest aspect, dar pentru început e bine să reținem toate aceste lucruri. Și acum aș vorbi foarte pe scurt despre sensul teologic al liturghiei și al împărtășirii euharistice, ca să las mai mult timp pentru careva curiozități istorice, dacă doriți, dar și mai ales pentru aspectele practice care țin de împărtășire. Cât de des ne putem împărtăși, cum să ne pregătim, ne spovedim de fiecare dată sau nu, cât postim, cum ne rugăm și așa mai departe, de obicei apar aceste întrebări practice. Eu, poate nu în aceeași măsură ca și Preasfințitul, dar tot m-am interesat de ceea ce se întâmplă în această comunitate și știu că vă împărtășiți mai des, poate decât în alte comunități și acest lucru este îmbucurător și poate anumite lucruri nu se vor referi exact la frățiile voastre, dar oricum e bine să le știm ca să le putem spune și altora, iar noi să ne întărim în convingerea noastră și, bineînțeles, tot timpul este loc de mai bine. Știm cu toții că în Vechiul Testament Dumnezeu a rânduit prin Moise să se aducă jertfe de animale care în mod simbolic spălau păcatele poporului. Bineînțeles, Dumnezeu nu avea nevoie de acele jertfe și spune și în cartea profetului Isaia că el nu se hrănește cu carne de boi și țapi și nici nu are nevoie de sângele lor, dar acele jertfe și acea cădere minunată a manei și multe alte evenimente istorice din Vechiul Testament au suplinit pe de o parte necesitatea religioasă și nivelul de înțelegere al credincioșilor din Vechiul Testament, dar pe de altă parte a fost o pregătire și o prefigurare a ceea ce trebuia să se întâmple în Noul Testament. Jertfa lui Hristos pe cruce, o jertfă care nu se aduce de fiecare dată, ci a fost suficient să se aducă o singură dată și pentru totdeauna, dar care, iată, se actualizează și se face disponibilă, se împărtășește și nouă, pentru că nu există o altă modalitate de a ne face părtași la dumnezeirea lui Hristos decât prin împărtășirea cu trupul și sângele Lui. Aceasta este, de fapt, ceea ce ne leagă pe noi de Hristos, care ca om a trăit acum 2000 de ani în urmă. Și pentru că noi și după 2000 de ani credem în El și îl simțim prezent și viu între noi, iată, această prezență nu este doar una închipuită, o trăire sentimentală, un fel de euforie pe care ne-o autoinducem, ci este o prezență vie și reală a lui Hristos care, prin intermediul pâinii și a vinului care se sfințesc, își împărtășește trupul și sângele membrilor bisericii. Scrierile Noului Testament foarte detaliat ne spun despre instituirea cinei de taină, atât cât se putea spune și scrie la acel moment. Însă, ceea ce învățăm noi, ceea ce desprindem de acolo, este că această cină de taină, care a fost începutul Euharistiei în Sfânta Biserică, rămâne momentul în care
Hristos își adună ucenicii și nu poți să participi la cina Domnului și să mănânci din ea dacă nu ești ucenic al lui Hristos. Această ucenicie, bineînțeles, o vedem cumva mai larg decât vedem exemplul celor 12 ucenici din Evanghelie, dar dacă e să traducem mai exact și textul de la Matei, capitolul 28, acolo la sfârșit, unde Hristos trimite ucenicii în lume, ar fi poate mai exact să spunem, să traducem mergând, faceți ucenici în toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cel puțin așa traduc mai mulți specialiști, atât din vechime cât și din zilele noastre. Deci, misiunea ucenicilor lui Hristos era să facă și alți ucenici. Și numai după ce devin ucenici, îi botează și îi împărtășește. Un alt lucru important pe care trebuie să-l reținem este că atunci când Hristos a instituit liturghia la cina cea de taină, a spus, luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Nu simbolizează, nu întruchipează ce amintește, ci este. Acesta este. Iată, credința în realitatea prezenței lui Hristos în Sfânta Împărtășanie este o credință la fel de veche ca și toate celelalte dogme specifice creștinismului și fără credința în prezența reală a lui Hristos în Sfânta Împărtășanie, practic desființăm și credința în mântuirea noastră. Pentru că Hristos a spus, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Deci dacă noi nu credem că acolo este chiar trupul și sângele lui, ne lipsim de acest dar al vieții veșnice. De aceea, în trecutul bisericii, preoții, atunci când împărtășeau credincioșii, nu spuneau formula de astăzi, se împărtășește robul lui Dumnezeu cu tare, spre iertare păcatelor, spre viața de veci, ci creștinii se împărtășeau separat cu Sfântul Trup și cu Sfântul Sânge și când se dădea părticica de Sfântul Trup, se spunea trupul lui Hristos și creștinul spunea amin, adică el mărturisea că crede în faptul că nu primește o bucată de pâine, ci primește trupul lui Hristos. De asemenea, și când diaconul îi dădea să sorbească din Sfântul Potir, spunea sângele lui Hristos și celălalt spunea amin. Că dacă nu spunea amin, nu îi se dădea împărtășanie. Deci, practic în biserică n-a dispărut această mărturisire a credinței, pentru că credinței în prezența reală a lui Hristos în Sfânta Împărtășanie, pentru că noi spunem astăzi acea rugăciune, cred Doamne și mărturisesc, da, care tocmai despre asta vorbește, că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci este o formă mai dezvoltată a ceea ce se întâmpla cândva în biserică sub o formă mai restrânsă și mai simplă. Un alt aspect teologic important în legătură cu împărtășirea din Sfintele Taine este faptul că această împărtășire ne leagă pe noi unul cu altul și pe toți la oaltă cu Hristos, care este capul bisericii, iar biserica, vedeți, într-un mod foarte interesant, este numită trupul lui Hristos. Și Sfânta Împărtășanie este numită trupul lui Hristos. Și biserica este numită trupul lui Hristos. Pentru că nu poate exista biserică fără împărtășanie și nici împărtășanie fără biserică. Împărtășanie este hrana bisericii și numai măsura în care Hristos
este viu în mădularele bisericii, adică în fiecare membru, numai în acea măsură biserica este una sănătoasă. În rest, capul oricum rămâne sănătos, că Hristos este capul bisericii și el nu se alterează. Dar mădularele devin amorfe dacă nu sunt alimentate în permanență cu viața veșnică a lui Dumnezeu. Este un lucru pe care trebuie să-l reținem, pentru că prin asta facem legătură și cu ceea ce spunea Părintele Sofronie și cu adevărul de credință pe care noi îl mărturisim la Sfânta Liturghie. Și observăm că mădularele noastre, oricare, mâna, piciorul, ochiul sau un alt simț, sunt legate de cap și își păstrează funcționalitatea datorită nervilor, care înseamnă partea rațională și care corespunde adevărului de credință, și datorită sângelui, care alimentează și menține viața acelui organ. Dacă suferă partea nervoasă sau partea circulatorie, deja se rupe legătura dintre mădular și cap, creierul care conduce totul, că nu mâna o ia în sus sau în jos, ci mintea îi poruncește să o ia în sus sau în jos. Exact așa și în viața bisericii. Atunci când adevărul de credință este alterat, sau când liturghia, care este inima bisericii, nu mai pompează sânge în mădularele bisericii, care sunt credincioșii, mădularele acestea ajung să nu mai funcționeze. Ele trăiesc viața biologică, dar nu trăiesc pe cea teologică. Și acest aspect este bine să-l reținem, ca să putem după aceea înțelege și aspectele practice. Un alt lucru important este faptul că împărtășirea cu Sfintele Taine desăvârșește și dă sens tuturor celorlalte tainele bisericii. Iată, noi avem un text foarte interesant în Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, la capitolul 14, unde el vorbește despre darurile pe care Dumnezeu le-a dat bisericii. Și spune că aceste daruri, deși sunt împărțite oamenilor, ele s-au dat spre zidirea bisericii, adică nu spre folosul fiecăruia dintre cei care au primit darul, ca ei să se laude, că unul vorbește în limbi, altul prorocește, altul vindecă bolnavii sau mai știu ce altceva ce face. Ci toate darurile, ele se dau bisericii și spre zidirea ei. Și același Sfânt Nicolae Cabasila ne explică că atunci când noi ne botezăm, dar și orice altă taină a bisericii o primim, de exemplu, cum ar fi cununia sau ungerea cu ulei a bolnavilor, Sfântul Maslu, acestea nu sunt niște servicii particulare prestate credincioșilor, ci acestea sunt daruri ale lui Dumnezeu spre zidirea bisericii. Și aceste daruri se alimentează și se pecetluiesc în mod deosebit prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Că noi așa spunem și în a treia rugăciune a Sfântului Maslu, vindecă-l pe el și-l ridică de, ca să-ți slujească ție, deci să fie membru al bisericii și să poată să slujească biserica de acum înainte. Că noi nu ne rugăm ca el să poată construi, să răstoarne munții și așa mai departe. Ci biserica se roagă ca el să rămână în continuare membru sănătos al bisericii. Și când se binecuvintează o familie care vine să se cunune, acea cununie se dă, nu spre a le merge lor bine în viață,
ci spre a integra această nouă familie, deja cu un alt statut, nu ca persoane separate, ci ca o familie, de a integra în acest trup al bisericii. Și împărtășindu-i, pecetluim taina bisericii care este cununia. De asta, în trecut, tainele bisericii erau legate de împărtășirea cu Sfintele Taine și era de neconceput ca oamenii să facă săptămânal sau mai știu eu lunar Sfântul Maslu fără să se împărtășească luni întregi sau poate chiar ani. Toate astea erau pecetluite și alimentate. Sfânta Împărtășanie este ceea ce dă putere tuturor celorlalte taine. De aceea, începând de la botez și terminând cu hirotonia, tainele erau legate de Sfânta Liturghie. Un ultim aspect, așa mai teologic, legat de liturghie, este faptul că aceasta sfințește nu doar omul, ci și întreaga creație. Foarte frumos explică mai ales Părintele Dumitru Stăniloae atunci când spune că iată, Dumnezeu este Cel care face să crească toate roadele pământului. Cu toate acestea, El nu ne-a cerut să-i aducem Lui grâu și struguri, ci îi aducem pâine și vin, pentru că la darul pe care îl dă Dumnezeu mai punem și contribuția noastră. Și chiar și punând contribuția noastră acolo, muncind puțin de a face din grâu pâine, lucru care nu este chiar atât de ușor. Tineretul, copiii astăzi nu mai știu să duc la magazin, dau banul și au luat pâine, dar cum să face ea, nu știu. Și nici vinul nu este chiar atât de simplu să-l faci și mai ales să-l păstrezi. Dar deși noi depunem un efort pentru a pregăti și a aduce aceste daruri în forma cea mai curată posibilă, totuși noi mărturisim că acestea sunt ale tale dintr-o ale tale. Adică sunt darurile lui Dumnezeu pe care noi îi le întoarcem lui, pentru că El ne le-a dat, iar El le sfințește și iarăși ne le întoarce nouă, deja nu ca pâine și vin, ci ca trup și sânge. Deci este un schimb de daruri. În relația noastră cu Dumnezeu, observăm o prietenie nemaipomenită. Numai că orice relație de prietenie trebuie să fie reciprocă. De exemplu, dacă eu vreau ca cineva să vină la mine acasă, trebuie și eu să merg la el acasă. Din moment ce mă invită, trebuie să accept această invitație. Nu să aștept el să vină fără ca eu să merg și eu la el. Iată, orice familie creștină se cunună și vrea ca Dumnezeu să vină în casa lor, să-i binecuvinteze, să le binecuvinteze copiii și așa mai departe. Ei, dacă vrei ca Dumnezeu să vină în casa ta, du-te și tu în casa lui. La orice rugăciune, noi îl chemăm pe Dumnezeu și Duhul Sfânt vină și te sălășluiește într-o noi. Iată, îl chemăm să vină. Trebuie și noi să mergem la El, să facem un pas către El. Și acest lucru, bineînțeles, se întâmplă în orice moment al vieții noastre, că pe Dumnezeu îl putem întâlni și pe lună și la fundul oceanului, dar în mod deosebit îl întâlnim aici, în casa Lui, unde El își pregătește masa și ne cheamă să cinăm împreună cu El. Și odată cu aducerea acestor daruri, ne sfințim noi și se sfințește întreaga creație și mai mulți teologi, în special în secolul 20 și în acest început de secolul 21, au vorbit despre faptul că liturghia salvează lumea și liturghia este ceea ce va salva lumea de chiar și de catastrofele acestea ecologice care pornesc tocmai de la o folosire nerațională și nefirească
a darurilor pe care Dumnezeu ne le-a dat. Iar aducerea Euharistiei, adică a mulțumirii lui Dumnezeu, a liturghiei, într-atât de mult este capabilă să ne schimbe viziunea asupra lumii, încât putem să ajungem la acea armonie pe care o vedem în viețile sfinților. Când Sfântul Gherasim se apropia de leu și leu îi slujea, Sfântul Serafim de Sarov se ducea și dădea mâncare la urși, sau alți sfinți care aveau o legătură firească, normală, și anume asta este normală, legătura pe care o avea și Adam cu creația. Și vedem că în cazul sfinților creația nu se pornește împotriva omului, ci se supune omului așa cum se supunea încă în rai. Ori în viața omului păcătos, chiar și natura se războiește împotriva omului, pentru că omul nu știe să fie un adevărat și un bun stăpân și chivernisitor al acestei lumi, ci este doar un profitor. Și acum aș vrea să trec la niște chestiuni așa mai istorice, liturgice, în măsura în care sunteți curioși sau vă interesează, despre felul în care a evoluat textul și rânduiala liturghiei noastre. Nu voi intra în detalii foarte științifice, așa, tot felul de teorii, ipoteze, pentru că și liturgica și teologia în general operează și ea uneori cu teorii și ipoteze, ca și orice altă știință, pentru că nu totdeauna avem mărturiile necesare pentru a ști de unde și cum a evoluat un anumit element. De exemplu, sunt lucruri care nu le avem menționate secole de-a rândul și dintr-o dată le vedem într-o formă aproape desăvârșită în cultul nostru. Și nu putem spune că abia atunci au apărut. Faptul că nu sunt menționate câteva secole la rând, nu înseamnă că ele nu au existat. Avem cel mai mare paradox în legătură cu aceasta în cazul neoprotestanților, care spun că icoanele au apărut în Biserica Ortodoxă în secolul 8, la Sinodul 7 ecumenic. Atunci ei au hotărât că hai și-o-mi cinsti icoanele. Păi noi avem icoane încă din secolul 2, chiar în catacombele romane și multe alte chipuri păstrate până astăzi, care sunt mărturie că icoanele au existat și la Sinodul 7 doar s-a formulat credința corectă, adevărată în cinstirea Sfintelor icoane, pentru că existau diferite extreme care fie adorau icoanele, aduceau icoanelor o adorare asemenea lui Dumnezeu, fie nu le cinsteau deloc și le dădeau pe foc. Și atât biserica a stabilit această cale de mijloc și a propus bisericii o formulă dogmatică prin care noi să înțelegem în ce măsură și cum trebuie să aducem cinste icoanelor, să nu cădem nici într-o extremă, nici în alta. Asta a fost doar un exemplu pentru a ne da seama că nu totdeauna istoria ne ajută să înțelegem anumite elemente ale tradiției, dar nici nu putem face abstracții de ea, pentru că sunt și cazuri când, neștiind istoria cultului, istoria liturghiei, a slujbelor bisericii, riscăm să dăm la o parte, să punem în umbră careva elemente importante, substituindu-le cu elemente noi și mai puțin importante. Voi da un singur exemplu, fără a spune neapărat că un lucru este foarte bun și celălalt este foarte rău, ci doar pentru a înțelege un pic cum au evoluat lucrurile. De exemplu, în primele secole, practic vecernia, utrenia și
laudele monahilor și chiar și ale mirienilor constau în general din cântarea psalmelor. Apoi numărul psalmelor s-a redus, au început să fie citit un psalm la început sau 2-3 și s-au rânduit catismele prin rotație pentru fiecare zi liturgică. Până când, la un moment dat, și aceste catisme, mai ales în rânduiala slujbelor de parohie, mai întâi s-au scurtat, de la 3 s-au ajuns la 2, de la 2 la 1, de la 1 la niciuna. În schimb, atunci când citește un acatist, toată lumea prinde la evlavie, la curaj, încep să scrie pomelnice. Și nu este rea această evlavie față de acatiste și față de sfinții pe care îi lăudăm în acatiste. Doar că observăm că asta s-a făcut în detrimentul unui text inspirat, care este Psaltirea, partea Bibliei, și care a fost lăsată un pic la o parte, punându-se în loc compoziții imnografice pe alocuri frumoase, pe alocuri mai puțin reușite și care au înlocuit în evlavia poporului cântarea sau citirea de psalmi. Acest lucru nu este general în biserică și nici măcar în viața particulară, în rugăciunea particulară a creștinilor, dar este totuși un fenomen. Și atât, ca să putem distinge ce este cu adevărat important și ce, să spunem așa, nu că nu ar fi important, dar ar fi oarecum mai târziu apărut în cult și cu un rol secundar, de multe ori cu un rol practic. Erau chestiuni care se făceau strict cu o rațiune practică și căreia mai târziu i s-a dat un anumit simbol teologic, care ar însemna cutare sau cutare și față de care poporul a început să aibă o evlavie deosebită. De aceea o să încerc să prezint lucrurile în felul următor. Unii consideră poate că textul Sfintei Liturghii a căzut de undeva din pod, din cer, sau Sfântul Ioan Gură de Aur, ori Sfântul Vasile cel Mare, l-a scris exact în forma în care o avem noi astăzi. Parțial lucrul acesta este adevărat. Doar parțial. Noi știm că în primele secole, chiar fiecare episcop putea să-și alcătuiască propria liturghie. Găsim această menționare în special la Sfântul Ipolit Romanul, care propune un model de anafora, adică de rugăciune euharistică, dar în același timp spune că oricine poate alcătui un alt text al liturghiei dacă consideră de cuvință. Și de aceea, din primele secole, noi avem foarte multe texte ale liturghiilor, și abia mai târziu, din toate aceste texte, în toate aceste liturghii, au rămas practic două mai uzuale în biserică. Și spunem uzuale în biserică pentru că au fost uzuale în capitala Imperiului Creștin, în Constantinopol, pentru că Sfântul Grigorie, teologul, prieten bun al Sfântului Vasile cel Mare, a adus liturghia acestuia din Capadocia în Constantinopol, atunci când a fost arhiepiscop, și a rămas ca liturghie normativă pentru capitala Imperiului, care abia începuse să se dezvolte ca centru religios, pentru că trecuse abia câteva decenii, dintre care majoritatea au fost, de fapt, o dominația arienilor sau a ereticilor în Constantinopol, și atât, datorită Sfântului Grigorie, această liturghie ajunge în capitală. Și apoi, la câțiva ani mai târziu, Sfântul Ioan Gură de Aur, preot din Antiohia, ajunge și el arhiepiscop în Constantinopol cu
propria liturghie, care de fapt este o îmbogățire a liturghiei pe care a găsit-o el în Antiohia pe când era preot, și care iarăși a adus-o în Constantinopol și, fiind aceasta capitala a Imperiului, de acolo s-a răspândit în toate centrele religioase ale lumii, în special în Răsărit, pentru că a pus-o, avea propria tradiție liturgică și încet, încet s-a generalizat, dând la o parte tradițiile locale de dinainte. Și iată, aceste tradiții locale s-au suprapus pe alocuri. Avem chestiuni care vin din tradiția antiohiană. Avem alte lucruri care vin din tradiția egipteană. Avem elemente liturgice din tradiția palestiniană. Avem și din tradiția armeană și din tradiția apuseană. Se făceau diferite schimburi de elemente liturgice atunci când creștinii se vizitau, conslujeau și se bucurau de această diversitate care exista în biserică. Și iată, în special după secolul IV, când s-a dat libertate bisericii, au început să se consemneze în scris primele variante de liturghie, care erau un pic mai simple decât cele pe care le avem noi, pentru că, în general, cultul în permanență a cunoscut o îmbogățire. Este un pic incorect să spunem și să credem că, uite, în trecut slujbele erau lungi și popii de astăzi le scurtează. Nu este adevărat. Slujbele în trecut erau mult mai scurte. Încet, 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 încet s-au tot dezvoltat, s-au tot umplut, s-au înfrumusețat, până când, la un moment dat, într-adevăr au ajuns la o suprasaturație, pentru că în mănăstire ele se puteau sluji, dar nu erau la fel de aplicabile și în parohii, și atunci preoții din parohie pur și simplu erau nevoiți să simplifice slujba, care în decursul timpului a fost destul de mult îmbogățită cu elemente importante și mai puțin importante, așa încât ea să poată să fie slujită pentru oamenii din lume. Și iată, manuscrisele liturgice oferă o astfel de varietate. Chiar și în mileniul 2 încă observăm elemente ale liturghiei care nu existau, au început să apară într-o formă foarte simplă și apoi încet, încet să se dezvolte. Altele au dispărut pentru că au fost înlocuite cu elemente mai fastuoase, mai plăcute, inclusiv văzului și auzului. Și abia cărțile tipărite, iar primul liturghier tipărit este din anul 1508 și a fost tipărit chiar în țara românească, la Târgoviște, deși era în limba slavonă și a avut ca editor un ieromonah macedonian, Macarie, este grăitor faptul că primul liturghier din întreg spațiul ortodox s-a tipărit în România. Și abia la câteva decenii după aceea, grecii au tipărit prima ediție grecească la Veneția, pentru că căzuse deja Constantinopolul și lumea greacă nu mai avea puterea să se organizeze și să poată edita cărți de slujbă. Și iată, abia aceste cărți tipărite cumva uniformizează rânduielile care până atunci erau destul de diverse. Astăzi noi uneori ne scandalizăm că dacă mergi într-o biserică grecească sau rusească, observi elemente care nu sunt exact așa cum suntem noi obișnuiți să le vedem în biserica românească. Dar astea sunt mărunte, sunt elemente foarte puține care astăzi diferențiază bisericile locale. În trecut ele erau mult mai multe. Și asta nu împiedică biserica să fie una.
Pentru că formele de cult, dacă exprimă același adevăr de credință, ele pot fi utilizate în biserică. Și uitați-vă că Roma, știind că creștinii din răsărit, ortodoxi, sunt atât de mult legați de cult și practic identifică credința lor cu slujbele, au inventat așa numitul greco-catolicism, în care au spus, este suficient să țineți de Roma, țineți-vă slujbele voastre, doar că veți ține de Roma și în elementele de credință în care poporul oricum nu se percepe, în alea o să adaptați și o să fiți ca și toți ceilalți romano-catolici, dar în slujbele voastre poftim, rămâneți ca și grecii, de aici denumirea de greco-catolic, da? Rămâneți ca și grecii, adică ca și ortodoxii, pentru că, într-adevăr, ortodoxii erau prea mult legați de cult, de cultul nostru răsăritean, dezvoltat foarte treptat, foarte complex în decursul celor două milenii și de care noi, într-adevăr, ne simțim legați. Spunea părintele Gabriel Bunghe, de care poate mulți ați auzit, că el fiind convertit de la romano-catolicism la ortodoxie, zicea că dacă ar veni acum Papa Grigorie cel Mare sau Gelasie, unii dintre autorii slujbelor vechi romane și ar asista la o misă catolică, zice, n-ar înțelege nimic. Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă ar participa la o liturghie de-a noastră, deși ar vedea că este îmbogățită cu elemente care poate pe atunci nu erau, el și-ar recunoaște liturghia. Și s-ar simți în aceeași biserică în care a trăit el la sfârșitul secolului IV, începutul secolului V, fără să vadă o rupere de inele între biserica secolului IV și biserica secolului XXI. Chiar dacă aceste inele b-au ruginit, b-au fost aurite, b-au nu știu ce, dar lanțul se păstrează. Și acest lucru este foarte important. Dumneavoastră probabil știți că sunteți și citiți și catehizați aici. Liturghia noastră actuală are trei părți importante. Prima, proscomidia, pe care preotul o face în taină, de obicei pe parcursul slujbei utreniei sau a ceasurilor. Și apoi liturghia cuvântului, numită și liturghia catehumenilor, pentru că este parte de liturghie la care pot asista chiar și cei nebotezați. Și apoi a treia parte, liturghia credincioșilor sau liturghia euharistică, la care pot asista nu numai că cei botezați, cei care sunt admiși pentru împărtășanie. Sfântul Ioan Gură de Aur clar spunea că cei care sunt opriți de la împărtășanie trebuie să iasă odată cu catehumenii, pentru că cel puțin în viziunea lui și în viziunea bisericii de atunci, nu puteai să stai la ultima parte a liturghiei și să fii încadrat în acea rugăciune de sfințirea darurilor și de împărtășirea lor, credincioșilor, dacă tu erai oprit de la împărtășire pentru careva păcate. Deci ei existau între liturghia cuvântului și liturghia euharistică, adică între liturghia catehumenilor și liturghia credincioșilor, exista o serie întreagă de ectenii cu rol de concediere. Erau concediați catehumenii, apoi în postul mare, un pic mai târziu, erau concediați cei către luminare, o categorie mai avansată de catehumeni, apoi erau concediați cei posedați de demoni și în cele din urmă erau concediați penitenții, adică cei care, pentru careva păcate grave, erau opriți pe un termen lung de la Sfânta Împărtășanie și nu mai stăteau și la restul liturghiei. Iată, avem aceste trei părți și voi spune pe scurt despre fiecare, după care voi da loc și timp întrebărilor dumneavoastră pentru a eluceda eventualele neclarități sau alte întrebări care
le-ați pregătit poate în legătură cu Sfânta Liturghie. Iată, proscomidia este o parte despre care orice credincios cât de cât ancorat în viața bisericii, cel puțin a auzit sau chiar știe ce se întâmplă acolo. În această biserică și în biserica în care slujesc și eu, nefiind catapeteasmă, credincioșii văd mai exact ce se întâmplă acolo, cum preotul pregătește prescurile și o alege pe cea mai frumoasă din care se pregătește Sfântul Agneț, adică acel simbol al mielului adus spre jertfă, că de aici vine Agneț din latinescu, Agnus, miel, și iată, se pregătește această pâine și se toarnă în potir vin și puțină apă, care urmează mai târziu să fie aduse și puse pe Sfânta Masă pentru a fi sfințite. Inițial, această pregătire o făcea chiar diaconul și o făcea într-o anexă a bisericii, credincioșii aduceau acolo darurile, diaconii trebuiau să știe exact de la cine să primească daruri, de la cine să nu le primească, pentru că cei nebotezați nu puteau să aducă jertfă pentru liturghie. Jertfa era primită doar de la cei botezați. Și veți vedea această legătură, da? Pentru că cel care se împărtășea, aș aducea darul și după aceea, împărtășindu-se, își lua darul cu desăvârșire, într-un fel. Și cel care nu se putea împărtăși, nici nu avea rost să aducă, mai ales că nu puteau fi aduse daruri de către cei numiți neconsacrați. Și iată, diaconii erau cei care alegeau pâinile pregătite pentru Sfânta Liturghie, toate celelalte pâini, vinul care mai rămânea, uleiul și toate celelalte daruri care se mai strângeau erau date săracilor, erau împărțite văduvilor, fecioarelor care locuiau pe lângă biserică. Asta era prototipul vechilor mănăstiri. Și după aceea tot diaconii erau cei care aduceau darurile și le dădeau episcopului sau preotului, iar episcopul sau preotul le lua din mâna diaconului și le punea pe Sfânta Masă. Cu timpul, dumneavoastră știți, ați observat că acest ritual atât de mult s-a dezvoltat, dar cu toate că a fost îmbogățit, puțin diversificat, esența lui rămâne aceeași și mai ales în slujba arhierească poate fi și astăzi recunoscut exact în aceeași formă. Când deja și preotul participă la acest vohod pe care oamenii din biserică o percep mai mult ca o ieșire cu Sfintele Daruri, dar accentul nu era pe ieșire, ci era pe intrare. Atât intrarea cu Evanghelia, cât și intrarea cu cinstitele daruri, astea erau procesiunile de bază. Căci darurile se aduceau din altă parte, din anexe, și Evanghelia se aducea din Schevofilachion, de acolo de unde se păstreau și cărțile, și conta mai mult intrarea. Nu era văzută de către credincioși ieșirea, că asta era un gest practic, e ca și cum maicele de la strană și-ar pregăti cărțile pentru slujbă, tot așa și diaconul scotea din arhivă Evanghelia și o pregătea și aștepta să vină episcopul la ușa bisericii ca împreună toți să intre spre Sfântul Altar și conta anume intrarea. Și iată cum spuneam, în slujba arhierească și astăzi putem recunoaște acest gest liturgic. Când diaconii și preoții îi aduc episcopului, episcopul ia aceste daruri și le pune pe Sfânta Masă. În ritul latin, uneori credincioșii aduceau direct aceste daruri și le dădeau episcopului sau preotului și le punea pe Sfânta Masă. Și acest ritual se numește ofertorium în limba latină. Și dacă o să asistați vreodată la misa catolică, veți observa că există încă acest element când credincioșii aduc un reprezentant,
de obicei un bărbat și o femeie sau doi copii, aduc preotului pâinea și vinul sau alte daruri. Am văzut că unii aduc și telefoane mobile și tot felul de chestii, aduc daruri preotului la ofertoriu. Canoanele spun clar că la biserică se pot aduce doar patru daruri: pâine, vin, ulei și tămâie. Dar s-au mai diversificat lucrurile și unii mai aduc și altceva. Problema e că nu-l poți sfinți și da înapoi telefonul mobil. Pe când pâinea și vinul se sfințesc și se dau înapoi deja sub forma trupului și sângelui lui Hristos. Asta e teologia și ideea ofertorului. La noi însă se păstrează anume această rânduială a proscomidiei ca ritual pregătitor făcut în afara liturghiei vizibile și auzibile pentru credincioși. Iată, celelalte două părți, liturghia catehumenilor sau liturghia cuvântului, de ce este numită liturghia cuvântului? Pentru că era partea liturghiei în care se rosteau patru cuvântări. Se citea din Vechiul Testament, apoi din Epistole, din Evanghelie și urma omilia. Deci toate aceste patru urmau una după alta ca un cuvânt a lui Dumnezeu către credincioși. De aceea și m-am bucurat foarte mult că prefericitul patriarh Daniel, nu știu dacă a dat o dispoziție generală, dar practicând acest lucru în Catedrala Patriarhală din București, am văzut că cumva e influențat și pe ceilalți episcopi și chiar preoți să-i determine pe diaconi să citească Evanghelia cu fața spre popor. Pentru că rânduiala mai veche era că dacă citește preotul, o citește cu fața spre popor. Dacă este diacon, o citește din mijloc cu fața spre preot. Ori Evanghelia este cuvântul lui Dumnezeu adresat oamenilor. Și atât observăm că întreg cultul este un fel de dialog. Cultul nu poate fi monolog. Rugăciunea este ceea ce îi spunem noi lui Dumnezeu, iar citirile biblice sunt ceea ce Dumnezeu ne spune nouă. Și numai în felul ăsta se produce dialogul. Și atât că noi începem nu cu ceea ce vrem noi să-i spunem lui Dumnezeu, ci cu ceea ce Dumnezeu vrea nouă să ne spună. E ca și cum profetul din Vechiul Testament spune: vorbește, Doamne, robul Tău ascultă. Pentru că noi astăzi folosim forma inversă: ascultă, Doamne, că robul Tău vorbește și are multe să-ți ceară. Dar iată că liturghia începe cu vorbește, Doamne, robul Tău ascultă. Antifoanele astea care le cântăm noi astăzi înainte de Apostol și Evanghelie erau cântări care se schimbau în funcție de sărbătoare sau de eveniment și erau cântările pe care credincioșii le cântau la ușa bisericii așteptându-l pe episcop să vină la slujbă. De aceea astăzi și doar la slujbele arhierești, apropo, slujbele arhierești păstrează multe elemente vechi care la slujbele simple ale preotului cu diacon s-au pierdut un pic. Iată, episcopul la antifoane stă în mijlocul bisericii sau mai în spatele bisericii. Și abia odată cu intrarea Evangheliei intră și episcopul în biserică, pentru că acea intrare de fapt însemna intrarea credincioșilor în biserică. Se făcea utrenie, apoi se făcea o pauză și toți îl așteptau pe episcop, pe patriarh în cazul Constantinopolului, diaconul cu Evanghelia, toți cântau psalmi, care sunt antifoanele de astăzi. Dacă episcopul mai întârzia, diaconul le mai spunea credincioșilor: haideți încă și încă, iară și iară Domnului să ne rugăm. Și ectienile de fapt erau niște îndemnuri la rugăciune. Ceea ce spune diaconul nu este rugăciune, ci este îndemn la rugăciune. Rugăciunea este ceea ce cântăm noi: Doamne miluiește, aia e rugăciune. Diaconul doar spune pentru ce să ne rugăm.
pentru îmbelșugarea roadelor pământului, pentru cutare și cutare. Deci diaconul doar îndeamnă, este un fel de maestru de ceremonii, în care spune credincioșilor, acum cei chemați ieșiți, acum înțelepciune drepți, acum capetele voastre Domnului să le plecați, acum să faceți asta și aia și aia. Deci diaconul doar face niște îndemnuri. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte că, uite, Sfânta Jertfă în pace trebuie să o aducem. Asta este un îndemn. Rugăciunea este, de fapt, răspunsul poporului la acest îndemn. Și este important să reținem acest aspect, pentru că toată partea asta a liturghiei, de până la intrarea mică, sau cum numim noi, vohodul mic, era, de fapt, o așteptare a episcopului, care trebuia să țină predica. Și era și un fel de așteptare a lui Hristos. Pentru că episcopul este chipul lui Hristos și spunem că Sfântul Ignatie Teoforul, la începutul secolului II, să nu se slujească liturghie fără episcop, și doar acolo unde este episcop, acolo este și liturghia, sau episcopul poate delega pe cineva, adică pe un preot, ca să slujească liturghie. De ce e preotul? Dacă nu pomenește pe episcopul său la liturghie, liturghia lui nu-i valabilă. Pentru că preotul nu are de la sine putere să o slujească, el este un delegat al episcopului de a sluji liturghia. Și chiar și atunci când episcopul nu poate fi prezent și nu are cum să fie prezent în toate comunitățile deodată, prin pomenirea lui, oricum el se face prezent, de aceea, în special în Biserica Greacă și în Biserica Română, chiar se cădește spre tronul episcopului, deși el poate nu a stat niciodată în acel tron. Dar, în mod nevăzut, episcopul este prezent în comunitate și, prin pomenirea lui, de fapt, dă validitate liturghiei, pentru că, prin episcop, noi ne legăm cu Biserica Universală. Dacă avem în fruntea noastră un episcop canonic, care este în comuniune cu ceilalți episcopi, înseamnă că aici, în acest loc, este întreaga biserică. Dacă nu avem ascultare de un episcop canonic, care să fie în legătură cu toți ceilalți episcopi ortodoxi din lume, înseamnă că asta e o sectă. Asta e diferența. Și iată, am făcut o paranteză, revin acum la această parte a intrării, când preotul sau episcopul și astăzi spune binecuvântată este intrarea sfinților tăi, Doamne. Sfinții erau numiți credincioșii. Adică era binecuvântată intrarea tuturor în biserică și ocuparea locurilor. Mai târziu, desigur, ritul ăsta a evoluat, el nu totdeauna a fost la fel, dar este important totuși ca astăzi când vedem acest lucru să ne închipuim că în trecut, Evanghelia nu se lua din punctul A și se aducea iarăși în punctul A. Se lua din punctul A și se aducea în punctul B. Nu se păstra nimic pe Sfânta Masă în trecut. Sfânta Masă era goală. Toate cele necesare se aduceau de fiecare dată și se puneau pe Sfânta Masă. Și dacă Sfânta Masă era sfințită și în ea erau sfinte moaște, nu era nevoie să mai pui și un antimis. Pentru că antimis este în loc de masă. Atunci când nu ai masa sfințită, pui un antimis. Dar când ai masa sfințită, nu se mai punea și antimis. Și iată, masa era goală și încet, încet se aduceau Evanghelia, crucele, darurile și toate cele necesare pentru slujirea Evangheliei, după care iarăși erau strânse. Și observăm acest lucru și astăzi. Dacă mergem la Sfântul Mormânt, că noi spunem că Sfânta Masă este simbolul Sfântului Mormânt și acolo la Sfântul Mormânt, toată lumea merge și se atinge, se închină și preoții chiar fac și acest pogorământ că femeile în anumite perioade ar vrea să se atingă de Sfântul Mormânt, că o singură dată în viață poate merge la Ierusalim, dar parcă nu cutează și atunci preotul spune mergi, mergi și te atinge, că odată în viață vii. Și iată, de prototip noi ne atingem, dar de simbolul prototipului nu ne atingem. Și asta, de fapt, nu este
o degradare a înțelesurilor, ci este o disciplină a bisericii. Pentru că noi nu mai știm cum să ne atingem de cele sfinte. Și nu numai atât. Noi uneori ne limităm la simpla atingere. Vedeți ce se întâmplă pe unele mănăstiri? Când oamenii tocmai rup veșmintele de pe preoți să se atingă, iar atunci când spune cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă, nu se apropie nimeni. Ei vor să fie călcați de preoți, să se atingă, să-i rupă veșmintele, să-i smulgă barba, mai știu ce altceva, dar când e vorba de elementul cel mai important, împărtășirea, atunci toți se dau bir cu fugiții. Și iată, pentru că s-a pierdut această conștiință că atingerea este doar o pregătire pentru împărtășire, tocmai de asta biserica a și limitat aceste atingeri de locurile cele mai sfinte, pentru că în trecut, chiar în secolul III avem mai multe mărturii, dar și în secolul IV în Capadocia, credincioșii se împărtășeau la Sfânta Masă. Preotul îi dădea împărtășania la Sfânta Masă credincioșilor. Și abia mai târziu lucrul acesta a fost restricționat din motive disciplinare și pe care eu le consider destul de potrivite pentru bunul mers al slujbei. Și iată, elementul cel mai important din această parte a liturghiei, bineînțeles, erau aceste citiri precedate de imnul Sfinte Dumnezeule. Și la aceste citiri lumea se așeza. De asta înainte de apostol nu există cuvintele înțelepciune drepți. Doar la Evanghelie spune înțelepciune drepți, pentru că apostolul era ascultat șezând. Și iată, toată lumea asculta apostolul. Înainte de apostol, cel puțin până la începutul secolului 7, știm că existau și citiri din Vechiul Testament, care astăzi au dispărut și au dispărut ele și din ritul roman și apoi, după Conciliul II Vatican, au reapărut în ritul apusean. Iar succesiunea care avem noi astăzi, apostol, Evanghelie, predică, constituie tocmai acest miez al vorbirii lui Dumnezeu către popor. Bineînțeles, nu este o greșeală dacă predica, omilia, este deplasată într-un alt moment al liturghiei, de exemplu, la sfârșit. Dar și acesta este un pogorământ pentru oamenii care, din motive mai mult sau mai puțin binecuvântate, nu ajung la timp la liturghie. Și uneori preotul, chiar și după Evanghelie, încă nu are cui să vorbească. Și atunci așteaptă până la sfârșit, că doar atunci poate îi prinde pe mai mulți. Deci asta nu este o încălcare a regulii din partea preotului, ci este un pogorământ pe care preotul îl face față de credincioșii leneși. Dar uneori poate lucrul acesta este și justificat și dacă s-a împământenit așa într-o comunitate ca predica să se spună la sfârșit, nu este o greșeală. Deci asta este partea centrală a liturghiei cuvântului. Citirile biblice. Antifoanele erau pregătire, iar ectienele de după erau concedieri. Oamenii pe diferite categorii vineau, plecau capul, episcopului binecuvânta, de aceea concedierea catehumenilor se termină cu îndemnul diaconului, cei chemați capetele voastre Domnului să le plecați. Deci ei își plecau capetele și treceau cu toții pe sub mâna episcopului, într-un fel cereau binecuvântare și ieșeau. Mai departe nu puteau să rămână. Cealaltă parte a liturghiei care este mai importantă, eu am sărit peste multe elemente care nu că nu ar fi importante, dar care nu neapărat vorbesc despre esența liturghiei. Cealaltă parte a liturghiei, desigur, este mai importantă și despre ea putem vorbi nu că mai mult, dar la nesfârșit. Spunea și Preasfințitul că eu m-am încumetat, am îndrăznit să scriu și o carte despre asta, dar chiar și această carte de câteva sute de pagini nu cuprinde istoria și
explicarea tuturor elementelor liturghiei și a înțelesurilor lor în diferite perioade și locuri. Pentru că spuneam că biserica este foarte diversă și nu înseamnă că Iisus Hristos și Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasil cel Mare, dacă nu știați, n-au fost români. Și tot ce avem noi în cultul românesc este tradus și filtrat prin zeci și sute de filtre și este firesc să fie un pic diferit. Dar esența este aceeași la toate popoarele ortodoxe și în toate bisericile. Și atât, elementele de bază ale liturghiei credincioșilor este tocmai punerea pe Sfânta Masă a darurilor care în prima parte a liturghiei au fost pregătite undeva în afara altarului sau în zilele noastre într-un colț al altarului, pentru că le pregătește chiar preotul și el nu poate să aleargă și să alerge și pe împrejurul bisericii să strângă pâinile și vinul și așa mai departe și apoi și să slujească și să spovedească și să predice și să aibă grijă de liniștea din biserică, deși uneori părinții sunt aici martori, ești nevoit să le faci pe toate. Dar pe atunci era interzis ca preotul să slujească fără diacon. Chiar până în secolul XII, patriarhul Luca Hrisoverchis dă un canon de 200 de metanii preotului care îndrăznește să slujească fără diacon. După ce a slujit, se mai facă și 200. Da, după ce a slujit, să mai facă și 200 de metanii, exact. Pentru că diaconii pe atunci erau văzuți nu neapărat ca o treaptă pregătitoare spre preoție, ci erau niște bărbați mai virtuoși aleși din comunitate, care nu erau obligatoriu să facă facultate, master și să se înscrie la doctorat. Erau niște bărbați mai cucernici din parohie care trebuiau să-l ajute pe preot, ca preotul să nu se ocupe de lucruri secundare. Diaconii erau cei care se ocupau. Și apropo, până în secolul XVIII, diaconii erau înmormântați după rânduiala mirienilor. Abia din secolul XVIII încoace, diaconii au început să fie mormântați după rânduiala preotului. Și atât că diaconii trebuiau să asigure bunul mers al slujbei și să fie ajutătorii diaconi. Nu toți diaconii spuneau ectenii. La Sfânta Sofie, din Constantinopol, catedrala patriarhală de atunci, erau peste 50 de diaconi, dar niciodată nu aveau dreptul să slujească mai mulți de 7. Dar nici mai puțin. Adică 7 diaconi se ocupau de bunul mers al slujbei, ei aduceau darurile, preotul sau episcopul le punea pe Sfânta Masă, ei ziceau ectenile, ei urmăreau ca ușile să fie închise. Astăzi, mai ales când slujești liturghia afară, pe scenă, spui ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Care ușcă? Nu mai știi care ușcă, nu există nicio ușă, slujim afară, pe câmp sau în piață. Și atunci cuvintele astea sunt spuse așa, pur formal, că sunt scrise în carte și dă să le spunem ca nu cumva să greșim dacă nu le spunem. Ori ele însemnau un gest practic. Poate se gândește omul dacă și-a cuiat ușa la casă, da. Plecat. Sau la beci. Să nu-i dispară ce este mai bun. Dar atunci asta însemna diaconii sau unii, era o categorie specială a diaconilor sau a subdiaconilor numiți ușieri, trebuiau să supravegheze ușile ca nu cumva un nebotezat să intre la liturghie și poate chiar și să se împărtășească, nefiind botezat. Și iată, spuneam că liturghia credincioșilor este destinată deja acestui element central, sfințirea darurilor și împărtășirea din ele. Noi știm că după ce erau puse darurile, sau chiar în timp ce se făcea procesiunea aducerii darurilor, la care participa în Constantinopol și împăratul, și tocmai de aici tematica asta, că pe împăratul tuturor să-l primim. Asta era doar împăratul Bizanțului, dar noi pe împăratul tuturor îl primim.
Și împăratul mergea și el cu lumânarea în fruntea acestui alai mare de diaconi și de subdiaconi și de purtători de lumânări și de făclii, mergând spre Sfântul Altar, iar în timpul acesta credincioșii își dădeau sărutare unul cu celălalt. După aceea, riturile astea s-au dezvoltat, sărutarea păcii a rămas un gest pe care doar clericii îl mai fac în altar, dar nu este greșit să se facă și în biserică, doar că trebuie păstrată buna cuviință, pentru că unele gesturi din astea practice au dispărut din tradiția bisericii, tocmai pentru că ele aduceau neorânduială. Deși erau stabilite reguli precise, bărbații trebuiau să se sărute cu bărbații. Nu să se îmbrățișeze, spun clar, să se sărute pe buze. Devine periculos. Devine foarte periculos și indecent și nepotrivit pentru zilele noastre, dar în secolul XII, Eftimie Zigabenu se arăta foarte scandalizat de faptul că oamenii își dădeau sărutarea în biserică, dar nu-și mai dădeau pe buze, ci făceau o îmbrățișare așa simbolică, cum o fac occidentalii astăzi. Asta nu înseamnă că noi trebuie să luăm în serios cuvintele astea și să revenim la sărutarea pe buze, că după aia uităm de ce am venit la biserică și așteptăm să se mai repete elementul ăsta. Și nu ar fi tocmai potrivit. Și iată, vedeți că biserica s-a acomodat la o chestiune practică. A înlăturat un lucru care și-a pierdut sensul primar, acela de a simboliza dragostea dintre credincioși, unitatea credinței și așa mai departe, a limitat acest gest doar la clerici, iar credincioșii spun cu toții în cor crezul. Și iată, mărturisirea împreună a crezului este tocmai ceea ce înainte de asta simboliza sărutarea. Pentru că până în anul 512 nu era crezul în liturghie. Rugăciunea de bază, rugăciunea principală a liturghiei, aceea era mărturisirea de credință, pe care preotul o citea cu voce tare. Dar într-un context pe care nu-l mai dezvălui acum, a ajuns crezul, care a fost compus pentru a fi rostit la botez, de aceea în crez avem doar mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Și mai departe aștept învierea morților, că dacă era pentru liturghie, era spune acolo, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor și mărturisesc că pâinea și vinul după sfințire sunt trupul și sângele lui Hristos și așa mai departe. Dar crezul a fost compus pentru botez, însă el a fost înserat în liturghie și fiind spus de către întreaga comunitate, el înlocuiește ceea ce anterior trebuia să fie manifestat prin acea sărutare a păcii de care vorbește și Sfântul Apostol Pavel ca o expresie a unității de credință. Că nu puteai să te săruți cu un păgân. Canoanele opresc pe un an de la împărtășanie dacă tu mergi la aceeași baie comună cu un evreu. Acum lucrurile astea, bineînțeles, și-au pierdut orice valabilitate. Că oamenii nici nu mai merg la baie comune, iar dacă merg nu o să întreabă confesiunea celui de alături. Poți face și pușcării pentru asta. Dar ca să înțelegem unele lucruri din trecutul bisericii, trebuie să înțelegem și mentalitatea de atunci și să vedem în ce măsură și în ce mod biserica a reușit sau n-au reușit să se acomodeze la noile realități. Și iată că după crez, noi astăzi spunem crezul, are loc acel element principal al liturghiei, care, să spunem așa, mai teologic se numește anafora. A nu se confunda cu anafora, acea pâine binecuvântată care se dă la sfârșit credincioșilor. Deci anafora este rugăciunea principală a liturghiei, care inițial se rostea cu voce tare și nici măcar nu era întreruptă de careva cântări ale stranii, decât imnul Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savăot, ăsta era singurul care nu că întrerupea, dar crea un
dialog și împreună participare a credincioșilor la slujirea liturgică. Și fiți atenți, în Biserica Ortodoxă nu doar preotul slujește, toată biserica slujește, doar că fiecare slujește într-un mod diferit. Preotul nu stă ca un actor în fața credincioșilor și demonstrează ceva, ci el este doar primul dintre credincioși. El este delegatul comunității care a fost sfințit pentru asta ca să aducă jertfă. Dar noi toți împreună slujim. Și de aceea, după ce cântăm imnul Sfânt, 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 preotul sau episcopul spune, cu aceste fericite puteri și noi, iubitorile de oameni, cântăm strigă. Adică noi am repetat imnul îngerilor și ne alăturăm la cântarea lor, ne înșurubăm la această slujbă îngerească, pe care și noi, iată, ți-o aducem și fiind neputincioși și prea mici, nu avem ce să-ți aducem decât, uite, pâinea și vinul pe care te rugăm să le sfințești și El chiar le sfințește și ne le dăm înapoi ca trup și sânge. Această parte principală a liturghiei, numită anafora, desigur ar merita o explicație detaliată și aceasta ar fi mai ales necesară acolo unde anaforaua nu se citește cu voce tare și poate credincioșii nu au auzit-o niciodată. Dar întrucât în majoritatea comunităților din Occident anaforaua se rostește cu voce tare, așa cum se practica în biserica primară, nu este un lucru chiar atât de necesar și străin auzului credincioșilor, acele cuvinte care se citesc în cadrul liturghiei, ca noi să înțelegem că luați, mâncați, beți dintr-o acesta toți, nu sunt niște cuvinte rupte de context, ci începând cu cuvintele să mulțumim Domnului și până la cuvintele cu o gură și o inimă a slăvit și a cântat preacinstitul și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvit și a cântat preacinstitul și de mare cuvință în numele Tău, toate astea formează o singură rugăciune. Nu sunt mai multe rugăciuni. De asta unele biserici locale nu se dă unui alt cleric, unui alt preot să spună vreun element din anafora, ci toate cuvintele anaforale sunt rostite doar de protos, pentru că ele formează o singură rugăciune. Pentru că dacă îi dai unui alt preot să spună cântare de biruință, altuia mai ales pentru prea sfânta, prea curată, e ca și cum Tatăl nostru am împărțit-o pe fraze și o frază o spune unul, o frază o spune altul și alta o spune altul. Nu este greșit nici asta. Doar fac această paranteză că tocmai pentru a sublinia unitatea acestei rugăciuni, care doar imaginar și prin cântările care au fost intercalate în timp, noi o vedem ca mai multe rugăciuni puse cap la cap, pentru a sublinia această unitate, în unele biserici locale, toată rugăciunea euharistică, adică toată această parte a liturghiei, este slujită de un singur preot, chiar dacă alături sunt și alții. Elementul cel mai important al acestei anaforale este, bineînțeles, epicleza. Mă iertați, mă lungesc, dar încerc cât mai repede să închei. Epicleza, care înseamnă invocare, chemare, chemarea Duhului Sfânt. Și iată, episcopul sau preotul cheamă Duhul Sfânt peste întreaga biserică și peste daruri. De asta spune, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Adică întreaga biserică se sfințește. Acel moment este o retrăire a cinzecimii. O pogorâre a Duhului Sfânt peste întreaga biserică, chiar dacă nu în același mod vizibil și miraculos, minunat, pe care îl vedem descris în Faptele Sfinților Apostoli la cinzecime, dar din punct de vedere duhovnicește este exact același lucru.
revărsarea Duhului Sfânt peste biserică și peste darurile euharistice. Nu are niciun rost sfințirea darurilor fără sfințirea comunității. Pentru că acele daruri trebuie să fie împărtășite credincioșilor și mâncându-le să se ridice pe o nouă treaptă a sfințirii. Fiecare împărtășire cu Sfintele Taine este un fel de urcuș duhovnicesc în epectaze, cum spune Sfântul Grigore de Nisa despre viața lui Moise, care la fiecare întâlnire și convorbire cu Dumnezeu se înălța în cunoașterea lui Dumnezeu și se umplea tot mai mult de harul Duhului Sfânt. La noi, între fiecare împărtășire, între împărtășire de astăzi și cea de mâine, sunt o grămadă de căderi care ne împiedică să continuăm drumul doar în sus. Este așa o sinusoidă, în sus, în jos, în sus, în jos. Dar măcar și asta tot e bună pentru că ne ținem pe o linie de plutire. Pentru că dacă ne împărtășim și cădem, dar nu ne mai ridicăm, e și mai grav. În mod normal, împărtășirea ar trebui să însemne o scară, un urcuș permanent, de care noi ne învrednicim tocmai cu ajutorul, cu sprijinul acestui har al Duhului Sfânt care se revarsă peste biserică în acest moment al epiclezei. Și atât, imediat după ce s-au sfințit darurile, nu-i cazul acum să repet cuvintele într-un context extra-liturgic, pentru că le auziți deja la liturghie, preotul spune, ca să fie acestea, celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre plinirea împărăției cerurilor. Deci, ăsta e scopul pentru care le-am sfințit, ca ele să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor și așa mai departe. Noi știm că în istoria bisericii s-a dezvoltat și această interpretare iconică, să spunem așa, a liturghiei. Când întreaga liturghie este văzută ca o exprimare în gesturi și în cuvinte a vieții Mântuitorului, când proscomidia este interpretată ca fiind Betleemul și apoi ieșirea Mântuitorului la propovăduire cu Evanghelia, ieșirea cu Evanghelia și apoi mergerea la patimă, moartea, învierea și așa mai departe. Și iată de multe ori credincioșii sunt chemați să asiste, să contempleze liturghia ca un fel de film, viața lui Iisus expusă în gesturi și cuvinte. Dar chestiunea asta este una destul de târzie și ea niciodată nu a fost făcută în biserică în detrimentul împărtășirii. Chiar și atunci când venim și asistăm la liturghie, că nu putem folosi cuvântul participăm, dacă participăm asta înseamnă obligatoriu ne împărtășim. Cei care nu se împărtășesc doar asistă. Deci chiar dacă asistăm și vedem acest film al vieții lui Iisus în Sfânta Liturghie, asta uneori ne poate duce la o retrăire sentimentală, așa cum îi vedem pe catolici cum plâng în Vinerea Mare, făcând această procesiune la Via Dolorosa, dar nimic mai mult. Nu trecem și nu ajungem acolo unde suntem chemați să ajungem. Scopul liturghiei este împărtășirea. Și iată, de aceea și preotul spune, ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, este prima cerere pe care o cere preotul. Trezvia sufletului. Fără de care nu există viață duhovnicească. Și toate celelalte pe care le mai cere. Și iată, după asta, sunt pomeniți sfinții, sfinții bisericii în general, Sfântul Zilei, apoi sunt pomeniți cei adormiți, pe care biserica, practic pomenindu-i, într-un fel îi canonizează. În trecut, veșnica pomenire se cânta doar sfinților. Veșnica pomenire este o cântare care apare pentru prima dată consemnată în scris în anul 843, atunci când s-a rostit acel sinodicon al Ortodoxiei, când se cânta
mulți ani trăiască ierarhilor în viață care au păstrat adevărul de credință, se cântau veșnica pomenire tuturor ierarhilor de dinainte care au păstrat adevărul de credință și care erau cinstiți ca sfinți și anatema celor care nu țineau adevărul de credință. Deci de acolo avem noi cântarea veșnică a pomenirii. Deci o formă de canonizare și atât noi pomenim acolo pe cei adormiți în rând cu sfinții, încheiem pomenirile celor adormiți și apoi trecem la pomenirile celor vii, care tot timpul începe cu episcopul locului, întâi pomenește Doamne pe înalt preasfințitul Mitropolit Serafim, de exemplu, preasfințitul Sofian sau episcopul care este prezent. Deci când spune întâi pomenește, de fapt, în acel moment încep pomenirile viilor. Și ele continuă cu acea expresie de totalizare, pomenește Doamne și pe toți și pe toate. Și cu asta s-au încheiat pomenirile. Astăzi pomenirile au trecut în parte de proscomidie și sunt făcute în taină. Și, practic, de la întâi pomenește Doamne, noi trecem direct la și pe toți și pe toate. Adică l-am pomenit pe episcop și împreună cu episcopul îi pomenim pe toți credincioșii și pe toate credincioasele. Adică întreaga comunitate. Că ei toți se leagă prin episcopul lor de restul bisericii. Iar numele lor deja au fost trecute să fie pomenite în parte de proscomidie când se scot și părticele pentru ei. Dar în trecutul bisericii, numele erau pomenite după sfințirea darurilor și în fața darurilor. Nu în fața antitipului, adică a ceea ce doar urmează să fie sfințit mai târziu, ci în fața lui Hristos prezent, real, acolo pe Sfânta Masă. În fața acestor daruri erau pomenite numele atât a celor adormiți cât și a celor vii. Partea de liturghia credincioșilor se încheie cu rugăciunea domnească, Tatăl nostru, care în contextul liturghiei era văzută ca o rugăciune de pregătire pentru împărtășanie. Și Sfântul Chiril al Ierusalimului explică cuvintele pâinea noastră cea spre ființă, ca fiind vorba despre Euharistie. Și noi știm că avem Tatăl nostru în două variante, varianta de la Matei și de la Luca. Și la Matei este pâinea noastră cea spre ființă, la Luca ar fi cea de toate zilele. Biserica folosește ambele forme, dar în contextul Euharistiei s-a preferat anume forma de la Matei, pentru că pâinea cea spre ființă, despre care vorbește și Mântuitorul în Evanghelia după Ioan la capitolul 6, este această pâine care se coboară din cer, adică trupul lui Hristos, pe care noi ne rugăm să ne dea astăzi. Și gândiți-vă că toți cei care spun Tatăl nostru și spune dă-ne o nouă astăzi, peste 5 minute nu vor mai dori să o ia. Pentru că nu se apropie să se împărtășească. Deci la rugăciunea Tatăl nostru, care era văzută în trecut ca rugăciune înainte de împărtășanie, noi cerem ca Dumnezeu să ne învrednicească să primim această pâine astăzi. Și urmează, propriu-zis, împărtășirea. Adică împărțirea celor sfinte, celor sfinți. Cele sfinte sunt sfintele taine, care se dau celor sfinți. Adică credincioșilor care sunt în drum spre sfințenie. Și în trecut nu exista această pauză lungă între împărtășirea clericilor și împărtășirea credincioșilor. Era o continuare firească a împărtășirii tuturor într-o anumită ordine. Mai întâi episcopul, apoi preoții, apoi diaconii, dacă existau monahi, monahii, diaconițe și așa mai departe, și restul credincioșilor, ca o întreagă comunitate care este ierarhizată, dar nu separată, nu despărțită. Și după ce ne-am împărtășit, îi mulțumim lui Dumnezeu să se umple gurile noastre de laudata Doamne, cântăm și ne bucurăm că am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată și cu binecuvântarea finală mergem de la biserică acasă. În secolul II, când scrie Sfântul Iustin, martirul și filozoful, apologia sa, spune că credincioșii nu ieșeau cu mâinile goale din biserică,
ci luau Sfânta Împărtășanie să o ducă celor care nu au putut să vină la biserică. Nu au vrut, dar nu au putut. Și în felul acesta, chiar și cei bolnavi sau în închisori, sau pe atunci era un fenomen foarte des întâlnit. De exemplu, femeia era credincioasă, dar bărbatul era păgân. Și atunci o altă femeie, chipurile intră să o mai vadă ce mai face cu mătra sau vecina și de fapt îi dădea împărtășania, fără ca bărbatul ei să știe. Și asta era o realitate istorică pentru perioada persecuțiilor. Deci se ducea împărtășanie celor care nu puteau să vină la liturghie ca niciunul să nu fie lipsit de acest mare dar al Sfintei Împărtășanii. Cam asta ar fi în linii generale, așa. Am făcut tot felul de paranteze și am încercat să vorbesc liber, spunând ceea ce mie cândva mi s-a părut interesant atunci când pentru prima dată am citit și am descoperit. Și poate am crezut că și frăților voastre vă va fi interesant, pentru că părinții deja le știu lucrurile astea cu lux de amănunte, dar sper că și pentru voi au fost interesante și ziditoare. Acum, dacă aveți careva întrebări mai practice sau chiar și teoretice și științifice, în măsura timpului disponibil și a priceperii, iar când nu mă voi pricepe, voi cere ajutorul celor care sunt lângă mine, vom încerca să răspundem la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim noi, Părinte! Și îmi veni în minte, în timp ce vorbeați, un cuvânt al Părintele Arsenie Boca, noi avem mintea care discută cu Dumnezeu în loc să se supună fără discuție. Asta exact. Pentru că cred că sunteți de acord că ați învățat două lucruri în principal. Vă gândeați că veniți să auziți cum se roagă diaconul și ați constatat că veniți să auziți cum diaconul vă îndeamnă să vă rugați. Pentru că noi ușor mergem la biserică cu gândul că se roagă părintele pentru noi. E, se roagă și părintele, dar trebuie să ne rugăm cu toții. Nu e suficient dacă se roagă doar părintele, ci trebuie să ne rugăm neapărat împreună. De asemenea, venim cu ideea că mergem să-i cerem, sau mergem la biserică, mergem să-i cerem ceva la Dumnezeu, și părintele ne-a spus că mergem să ascultăm ce vrea să ne spună Dumnezeu nouă. E, mai puțin se întâmplă și asta. În general, omul merge cu listuța: Doamne, cam astea vreau de la Tine. Și dacă nu se împlinesc, tot mai mulți în societatea de azi vin și mărturisesc și l-a spovedit și în dialoguri că s-au certat cu Dumnezeu că nu le-a dat una și alta sau nu le-a răspuns cum au crezut ei. Că merg la ghișeul de alături, care așa, le propune. Că da, sigur, de că, mai ales acum vedeți cu diferiți sectari, da, că se duce că îl ajută cu suma de bani, cu ce are el mai mult. Deci, aceste elemente de noutate. Acum, dacă ați putea, Părinte, ne-ați vorbit despre însemnătatea Sfintei Împărtășiri pentru împlinirea, practic, a Sfintei Liturghii. Prin aceasta se concretizează și participarea credincioșilor la Sfânta Liturghie. Două lucruri practice legate de această chestiune aș avea eu, fără să monopolizez. Care considerați, pe baza canoanelor, bineînțeles, că ar fi păcatele care îi opresc pe credincioși de la împărtășire, pentru că aici avem o mare problemă cu diferite tradiții locale. Deci, în ce condiții se pot împărtăși credincioșii care participă la Sfânta Liturghie și cât de des considerați că ar trebui să se spovedească? Cred că este întrebarea cea mai importantă legată de aspectul practic al împărtășirii și aici, cum spuneați și prezenția voastră, voi încerca să vorbesc în primul rând din canoane și din tradiția bisericii, la care, cu precizarea de început, voi împărtăși și umila mea experiență
în aplicarea acestor norme canonice și patristice în viața reală a credincioșilor din zilele noastre. Poate mai fac o completare ca să vă ajute în formularea răspunsului, pentru că sunteți și paroh în Portugalia. Cum încercați acolo să-i implicați pe credincioși cât mai mult în participarea la Sfânta Liturghie, eventual chiar și pe copii? Acum să încep cu prima parte a întrebării, cu păcatele. Desigur, noi obișnuim să spunem că există păcate mari și păcate mici. Este un fel de a spune și Biserica, într-adevăr, a stabilit diferite epitimii, adică tratamente, nu le numim pedepse. Biserica nu pedepsește pe nimeni, ci prescrie tratamente pentru diferite boli duhovnicești, care sunt păcatele. Și în funcție de tratamentele pe care Biserica le prescrie, noi ne dăm seama că în viziunea Bisericii și a Sfinților Părinți, un anumit păcat este văzut ca fiind mai grav și altul ca fiind mai puțin grav. Noi știm că orice păcat îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Dar nu toate păcatele se interpun chiar ca un zid între om și Dumnezeu și unele îl rănesc mai mult, altele îl rănesc mai puțin pe om. În general, în trecutul bisericii existau trei categorii de păcate. Nu trei păcate, ci trei categorii de păcate pentru care oamenii nici de cum nu se puteau împărtăși. Era primul erezia sau orice formă de lepădare de credință sau rătăcire de la credință, rupere de biserică și așa mai departe, tot ce ține de adevărul de credință. Asta era o categorie de păcate. Mai târziu tot aici au fost incluse și hula la adresa clericilor sau disprețuirea sau furtul de cele sfinte și așa mai departe. Deci tot ce se încadrează la această categorie de păcate. O a doua categorie de păcate erau păcatele trupești. Deci toate formele de desfrânare, de adulter și mai ales formele cele mai perverse și incesturile și așa mai departe, pentru care biserica oprea până la 15 și chiar 20 de ani de la împărtășire. Pe când, de exemplu, doi tineri care au curvit înainte de împărtășanie erau opriți pentru 7 ani. Dacă deja erau căsătoriți, erau opriți pentru 10 ani. Dacă erau într-un careva grad de rudenie, pentru 15 ani. Dacă erau tot felul de alte perversiuni și până la 20 de ani. Deci, din această categorisire a păcatelor și a epitimiilor, noi ne dăm seama că contextul în care s-a săvârșit păcatul poate să fie o circumstanță agravantă sau atenuantă în lucrarea sau în stabilirea tratamentului care este epitimia. Și o a treia categorie de păcate erau, bineînțeles, păcatul uciderii. Și de multe ori, și chiar Hristos spune în Evanghelie, că nu doar cel care a ucis, ci cel care a numit pe fratele său nebunule, deja este vrednic de ghienă. Așa cum tot Hristos spune în predica după munte, numai cel care a curvit cu femeie, ci cel care a poftit-o în inima lui, de asemenea a curvit în inima lui. Dar vedeți că biserica pe unul îl oprește 7 sau 10 ani de la împărtășanie, dar nu găsim nicăieri canon de oprire de la împărtășanie pentru cel care a poftit o femeie. Dar asta nu înseamnă că dacă nu există un canon stabilit și scris în colecția de canoane, preotul nu are dreptul să oprească pentru o săptămână, două sau trei, pe cel care în permanență, în inima lui, poftește alte femei decât soția lui. Chiar dacă nu există o regulă scrisă. Înțelegeți? Regulile fixează un cadru general. Și canoanele, cum spunea un teolog, sunt visul bisericii despre ea însăși.
sunt un ideal în care biserica ar fi vrut să trăiască, dar care niciodată nu au putut să fie aplicate cu toată acrivia. Și de aceea, deja în secolul 6, Sfântul Ioan Postitorul reduce semnificativ acest termen de oprire de la împărtășanie și spune, dacă mai face și 40 de metanii sau 100 de metanii pe zi, scazi un an, dacă postește și lunea, mai scazi un an, dacă nu mănâncă carne, mai scazi un an și tot așa, până când, în general, în practica contemporană a bisericii, chiar și pentru păcatele cele mai grave, creștinii rare ori sunt opriți de la împărtășanie pe un termen mai mare de 3 sau 4 ani. Cel puțin asta am constatat eu din practica și atonită și din discuțiile cu preoți și cu episcopi, adică acel termen fixat de Vasile cel Mare la 7 sau 10 ani, astăzi poate fi redus chiar și la un an dacă constatăm pocăință și vedem că credinciosul este dispus să-și schimbe viața. Pentru că dacă nu-i dispus să-și schimbe viața, nici 20 de ani nu-l ajută. Și dacă îi spui în zilele noastre, auzi, nu te împărtășești 20 de ani. Bine, ne întâlnim peste 20 de ani. Pentru creștinii din trecut era o rușine să nu te împărtășești. Și de aceea, oprirea asta de la împărtășanie lucra mai ales în planul ăsta psihologic al trezirii conștiinței prin rușine. Ori astăzi, să-i spui cuva că nu te împărtășești un an sau doi sau trei, pentru el e nimica toată. Bine, și până acum nu am venit, dacă mai zici că nu pot să mă împărtășesc trei ani, dar ne vedem peste trei ani sau peste zece. Și prin asta nu-l ajuți pe om. Dar nici nu poți să-i dai voie să se împărtășească dintr-o dată dacă vezi la el un păcat grav, însoțit cu foarte multă nesimțire și nedorință de a-și schimba viața. De aceea, preotul practic de la caz la caz acționează și în taina spovedaniei hotărăște ca un judecător. Că așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur în tratatul de preoție, că dacă nu ne lăsăm judecați de preotul care a fost rânduit să-ți ierte păcatele, te va judeca însuși Hristos. Dacă vrei să scăpi de judecata aia, du-te la judecata preotului și prin asta scapi de cealaltă. Și iată, ne supunem acestei judecăți și preotul, fiind un om ca și noi, cu aceleași slăbiciuni, are exact același miros față de carne sau față de o mâncare bună ca și oamenii din lume. Are și el nevoie să doarmă tot atâtea ore cât doarme și cel care lucrează, mai știu eu, în IT sau la o fabrică. Și iată, un preot care are același trup, același suflet și aceleași, să spunem, slăbiciuni ca și omul, hotărăște și unuia îi permite să se împărtășească și altuia s-ar putea să îi amâine momentul împărtășanii. Biserica niciodată pe nimeni nu refuză. Dar biserica este în drept să amâne fie botezul, când constată că părinții sau nașii nu sunt pregătiți, fie cununia, când vede că tinerii nu știu de ce au venit la biserică și vor să facă o sesiune foto și se uită dacă pereții și anturajul le se potrivește, fie împărtășirea, când vezi că omul nu știe de ce a venit. Deci biserica nu refuză, ci amână până în momentul în care constată că omul este cât de cât pregătit. Și atunci, iată, pentru aceste trei categorii mari de păcate și altele implicite, eu cred că și în zilele noastre omul trebuie oprit de la împărtășire pentru o anumită perioadă. Cât? Nu pot să spun, pentru că lucrurile acestea variază de la caz la caz. În rest, oamenii care nu au păcate opritoare de la împărtășire ar trebui să se împărtășească cât mai des posibil. Același Sfântul Nicolae Cabasila spune că la fel cât cum este grav să te împărtășești având păcate de moarte, la fel de grav este să nu te împărtășești neavând aceste păcate de moarte și neglijând împărtășanea din lenevie. Că la Sfântul Maslu să vii, nu-ți trebuie nici să spovedești, nici să postești miercurea și vinerea, deși ar trebui, dar nu există undeva scris treaba asta și dacă nu-i scris, la revedere.
Nu trebuie să mă spovedesc, pot și să mănânc înainte de Sfântul Maslu, pot să fiu și certat cu vecina și nu puțin, dar și mult. Și, deci nu există condiții. Am venit, m-am uns și la revedere. Ori pentru împărtășire apar un set întreg de condiții care îl pun pe om în situația să fie atent cu el însuși. Și cum spunea Sfântul Ambrozie al Mediolanului și apoi au repetat și alți părinți, suntem puși în situația să trăim în așa fel încât să ne putem împărtăși la fiecare liturghie. Și atât, suntem chemați să ne împărtășim nu des sau rar, ci sistematic. Acum, ce înseamnă sistematic pentru fiecare? Iarăși, este o măsură duhovnicească la care omul crește încet, încet. Pentru unul înseamnă să te împărtășești sistematic, cel puțin să se împărtășească în fiecare post. Pentru altul, să se împărtășească sistematic înseamnă în fiecare lună. Pentru altul, poate să semne și în fiecare duminică. Și nu exclud că există oameni, și mai ales monahii, care pentru asta au mers în mănăstire, care se pot împărtăși și de 2-3 ori pe săptămână. Că de asta se face liturghie în fiecare zi la mănăstire. Și iată, în acest context, practic fiecare om crește încet, încet, fără să-l invidieze pe celălalt, fără să-și pui multe întrebări, dar de ce celuilalt i-a permis să se împărtășească mai des, iar mie nu, că în cazul ăsta n-am ajuns nicăieri. Fiecare crește și începe să se împărtășească după puterea lui de a-și face canonul, după puterea lui de a adăuga ceva la acel canon, că nu poți să stai toată viața doar cu Tatăl nostru și Îngerașul. A venit odată la spovedanie un bărbat de 2 metri și în lungime și în lățime. Și îl întreb dacă se roagă dimineața și seara. Și spune că da, dar eu de fiecare dată completez această întrebare. Ce rugăciune în afară de Tatăl nostru, spui? Păi zice Îngerașul. Zic, spune-o. Spune el, eu sunt mic, tu fă-mă mare. Zic, mai repet odată. Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Încă o dată. Eu sunt mic, tu eu deja sunt mare. Zic, abia acum ai înțeles? Că ești prea mare. De mult trebuia să lași rugăciunea asta și să o înlocuiești cu altceva. Tu deja nu mai ești copilul de 3-4 ani care să spună Îngerașul. Și iată, așa cum creștem trupește, tot așa trebuie să fim capabili să mai adăugăm și la rugăciune și la citirea din Sfinții Părinți și din Evanghelie și așa mai departe și creștem cu partea noastră de nevoință și atunci putem să o îndesim și cu împărtășirea. Deși împărtășirea, atenție, nu este un premiu sau o medalie care se dă celui care s-a purtat bine. Împărtășanie este în primul rând un medicament care se dă celor nevrednici, dar care vor să scape de nevrednicie și fac tot ceea ce le stă în putere ca să devină vrednici. Că nu există nimeni absolut vrednic ca să se împărtășească. Toți suntem nevrednici. Mai degrabă îi dai împărtășanea unuia care spune că e nevrednic decât celui care se spune că el este vrednic. A, tu dacă spui că ești vrednic, atunci du-te și te mai gândește. Că Apostolul Pavel spunea că Mântuitorul a venit să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi este el. Ei, și dacă Pavel spunea că el este primul dintre păcătoși, dar tu spui că ești vrednic, du-te la plimbare și te mai gândește. Dar dacă omul își simte această nevrednicie, poftim. De exemplu, ca să închei așa, să sistematizez, în parohia în care slujesc eu, de obicei, duminica la biserică, sunt în jur de 150-180 de oameni, în posturi trec de 200. Rar când sunt mai puțin de 100 la împărtășire. De obicei, 130-150 de oameni se împărtășesc. Sunt 50-60 de copii și restul adulți. Bineînțeles, nu-i pot spovedi pe toți de fiecare dată. Pe cei care abia încep această lucrare duhovnicească, îi chem de fiecare dată la spovedanie, dar cei care deja cât de cât s-au învățat să meargă pe picioarele lor, îi invit cam o dată pe lună. Și pe parcursul lunii, dacă nu fac careva păcate opritoare de la împărtășanie sau
și-au făcut rânduiala pe care le-am stabilit-o și pe care o mai schimb din când în când, nu am motive, nu găsesc motive canonice sau liturgice sau de alt gen ca să nu le dau voie să se împărtășească. Mai ales că eu chiar nu mă consider mai bun decât ei. Și, bineînțeles, nu ăsta este principiul. Că nu înseamnă că dacă eu, din slăbiciune, am încălcat ieri postul și vine cineva la spovedanie și îmi spune, părinte, cu lacrimi îmi spune, că am încălcat postul de miercuri. Eu nu o să zic că, hai lasă, că și eu tot l-am încălcat. Nu. Faptul că eu l-am încălcat nu înseamnă că desfințează regula. Și spunându-i ei sau lui că a greșit și să încerce să nu mai facă lucrul ăsta, îmi spun și mie. Deci noi nu coborâm regulile sau eștacheta la nivelul slăbiciunilor noastre. Noi o lăsăm acolo sus și permanent încercăm să ajungem la ea, la acea înălțime. Și consider, și m-am sfătuit și cu duhovnicul meu din Muntele Athos, starețul de la mănăstirea Simonos Petras și cu alți părinți, care spun că asta ar fi o cale de mijloc, care, bineînțeles, nu poate fi regulă pentru toate parohiile, dar poate fi, să spunem așa, un oarecare model sau orientare pentru multe din parohiile, în special din Occident, unde oamenii au un orizont mai deschis, capătă și oarecare îndrăzneală pe care poate n-au avut-o în țară, au reușit să citească mai mult, aud mai bine rugăciunile preotului și, iată, doresc și simt că fără împărtășanie nu pot trăi. Și atunci noi facem așa. De obicei, când începem să împărtășim, copiii încep să facă gălăgie. Nu știu care să vină primul, care al doilea și așa mai departe. Și am încercat să cântăm, să citim, să facem nu știu ce, nu mergea nimic. Și atunci spunem cu toții în cor rugăciunea lui Iisus. În timp ce oamenii stau în rând să se împărtășească. Toți spunem, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Și iată așa toată lumea spune rugăciunea lui Iisus, vin și se împărtășesc, trec pe rând, că biserica este mică, și după ce s-au împărtășit, citim rugăciunile de mulțumire și fiecare merge la casa lui. Dar sunt și cazuri când pe unii îi mai opresc, îi mai întorc, sau am observat că în timpul liturghiei stătea și se gândea la plăcinte și vin în fața potirului, întreb, spune despre ce a fost Evanghelia. Dacă nu știi, la revedere, ne întâlnim peste 3 săptămâni. Sau mai fac chestiuni de astea, nu zic că fac corect. Pe unii poate îi supăr și nu-mi permit să fac lucrul ăsta cu cei străini. Fac cu cei care îi cunosc și știu că mă vor înțelege. Și eu consider că un preot poate să facă cu fiii lui duhovnicești, cu păstoriții lui, astfel de lucruri. Nu zic neapărat ca o regulă. Dar dacă stă paraclisierul meu și cu lumânarea în timpul Evangheliei, stă lângă mine și eu îl întreb ce s-a citit la Evanghelie și el nu știe, îl opresc pe o lună de la împărtășire. Și el înțelege. Nu trebuie neapărat să omoare pe cineva sau să schimbe nevasta. Asta e din calea afară. Atunci nu mai intră nici în altar. Dar pentru că el slujește acolo și trebuie să fie un model pentru ceilalți, se întâmplă și lucruri de genul ăsta. Și repet încă o dată, nu spun că procedez foarte corect, dar am văzut că funcționează cât de cât treaba asta. Am mai scăpat și oameni care mi-am dat seama că nu înțelegeau de ce și cum se împărtășeau. Sunt cazuri când îi întreb în fața potirului cu cine vrei să te împărtășești. Pe copii, deja de 7-8 ani și să vedeți cum strâng în voce mare, cu trupul și sângele lui Hristos. Nici nu pot pronunța, nu pot zice R, Hristos. Dar spun, ca să-i fac conștienți că nu e o chestie de desert sau bomboane sau nu știu ce. Dar, în general, chestiunile astea se produc în familie și părinții și educă copiii și înțeleg ei de ce. Deci cam asta e. Eu cred că un creștin care postește toate miercurile și vinerile și face rugăciune de dimineață și de seară,
își citește și rugăciunea înainte de împărtășanie, citește din Biblie, este în păcat cu toată lumea, să spovedește cel puțin odată la 3-4 săptămâni, nu văd de ce n-ar putea să se împărtășească chiar și în fiecare duminică. Dar lucrul ăsta trebuie făcut, cred că, cu binecuvântare. Pentru că asta ne ajută și să ne smerim și să intrăm într-o rânduială a bisericii, să înțelegem că nu venim să ne folosim noi, dar noi aici facem parte dintr-un trup unde nu poate mâna dreaptă să o ia într-o parte și stânga în altă parte. Deci trăim toți într-un trup și trupul ăsta trebuie să fie cumva condus după niște reguli. Și spunea și Părintele Macarie, Simonopetritul, un mare teolog și liturgist de Muntele Athos, că chiar nu-i cazul să facem revoluție acolo unde, de exemplu, în parohie, încă nu s-a ajuns la practica asta a împărtășirii mai dese. Dacă pentru o perioadă de timp ești nevoit să mergi la o parohie unde nu se practică împărtășirea mai deasă, te supui regulii locului. Încerci să vorbești cu părintele, poate asta îi va ajuta și pe alți credincioși să se împărtășească mai des, dar dacă el spune că nu, că nu-mi strici mie rânduielile, ascultarea e chiar și mai presus decât treaba asta. Bineînțeles, nu poți la nesfârșit să stai într-o astfel de parohie și să te lipsești la nesfârșit de împărtășanie. Dar dacă e o perioadă scurtă și ești nevoit să mergi la o astfel de biserică, nu facem pentru așa ceva revoluție, ascultăm, mergem înainte, iar când avem ocazia în parohia noastră unde lucrurile puțin au evoluat, acolo ne împărtășim. Nu știu dacă am răspuns. Mulțumim frumos, foarte, foarte frumos. Acum, pentru un exemplu de trezvie la rugăciunea în cerul meu sau în cerașul, ca să vă facem o bucurie, credincioșii știu, Părintele Teofil de la Sâmbăta spunea următorul exemplu. Un om pe nume Ghiță vroia să-și învețe nepoata rugăciunea în cerul și zice, zi după mine. Îngerelul meu, ia, îngerelul nu ne ghiță. Așa, dacă sunt alte comentarii sau întrebări acum. Aș avea eu o întrebare legată foarte direct, Părinte Petru, de ce ne-ați povestit. Mă interesează dacă în comunitățile în care se practică împărtășania mai deasă, avem și oameni cu viața mai schimbată decât în alte comunități. Pentru că am observat, cât am reușit și eu să observ lucrul ăsta, că fie că e o comunitate unde te împărtășești foarte des, fie unde nu te împărtășești prea des, rezultatul e tot cam același. Adică firea omului nu se prea schimbă. Și am observat asta pe câteva persoane pe care le-am urmărit, care au petrecut, să zicem, și sub îndrumarea mea, 5 ani fără împărtășanie și după aceea 5 ani cu împărtășanie în toată duminica. Dar omul a rămas tot la fel, nu s-a schimbat nimic. Și întrebarea e foarte simplă, schimbă Sfânta Împărtășanie și ADN-ul de noi poate să ne transforme în modul ăsta? Pentru că dacă suntem în comunități în care deasa împărtășanie se practică general, dar oamenii de acolo totuși sus rămân, tot neîmpăcați, tot neiubitori, am împlinit Evanghelia? Asta e întrebarea. O întrebare foarte bună și grea. Dar trebuie să clarificăm și aspectul ăsta. La rândul meu am adresat și eu întrebarea asta unui părinte din Muntele Athos și mi-a răspuns în felul următor. Eu voi relua răspunsul lui, după care voi continua deja cu propriul răspuns. Zicea că și în Muntele Athos exista problema asta a împărtășirii mai dese sau mai rare și unii nu erau de acord cu împărtășirea prea deasă sau dacă vroiai să te împărtășești mai des, trebuia să mănânci toată săptămâna fără ulei. Respectiv, dacă vrei să te împărtășești în fiecare duminică, toată viața mănânci fără ulei. Altfel, nu te poți împărtăși. Era părerea lor. Nu este o regulă a bisericii în acest sens. Era părerea lor. Alții spuneau că cel puțin 3-4 zile să mănânci fără ulei. Alții spuneau că, mai știu eu, în alt mod trebuie să faci asceză și numai așa să te împărtășești și atunci vei avea folos. Dacă nu te împărtășești așa,
Nu ai niciun folos și nici nu trebuie să te apropii. Părintele Iosif Isihastu, Gheron Iosif, cum îl numim noi, a fost un, spunem așa, între ghilimele, un revoluționar al vieții duhovnicești. A dat un nou suflu vieții duhovnicești în Muntele Athos, în anii 40, 50, 60. Și el, inclusiv în descoperirile duhovnicești care le-a avut și în trăirea lui, a înțeles că rugăciunea lui Iisus și viața ascetică nu dau rod fără împărtășire. Dar în același timp avea impedimentul ăsta, că dacă vrei să te împărtășești la fii în fiecare duminică sau în fiecare zi și ceilalți te observă, trebuie să mănânci fără ulei. Și atunci el a spus, bun, eu o să mănânc fără ulei și o să mă împărtășesc la fii în fiecare zi sau în fiecare duminică. Și el și ucenicii lui, ani de rândul, au mâncat fără ulei și s-au împărtășit în fiecare duminică. Și în felul acesta, încet, încet, inclusiv în Muntele Athos, care a trăit urcușurile și căderile lui, ceea ce vedem acum e frumos și bine, dar nu a fost tot timpul chiar așa. Deci, în felul acesta, încet, încet, au ajuns să impună cumva această regulă, ca după aceea să adapteze regula postului, a metanilor, a rugăciunilor, în funcție de posibilitățile fiecărui. Dar un timp au fost nevoiți să nu mănânce ani întregi fără ulei, numai ca să se poată împărtăși, doar la hram puneau un pic de ulei în mâncare. Și nu zic că asta era corect, dar într-atât de mult s-au nevoit numai ca să se poată împărtăși. Acum noi, desigur, nu facem nici pe departe o asceză asemănătoare și nici biserica, în principiu, nu ne cere. Dar nu ne putem lipsi totalmente de elementul ascetic. Acolo unde nu există nevoință duhovnicească, și cum spuneam, și nu întâmplător am spus chestia asta, nevoință nu înseamnă uciderea trupului, ci supunerea minții, voii lui Dumnezeu, tăierea eului. Iată, atunci când nevoința este trecută în planul ăsta al trezviei, că tocmai de asta primul lucru care se cere după împărtășanie este ca împărtășirea să fie spre trezvia sufletului. Părinții din Muntele Athos, înainte de a-ți vorbi despre împărtășanie, în primul rând îți vorbesc despre trezvie. Și iată, noi, în paralel cu împărtășirea, trebuie foarte mult să vorbim despre trezvia duhovnicească. Și un om care are cât de cât trezvie duhovnicească, se poate și împărtăși. Și atunci el va avea și roade. Acum, problema asta cu roadele, bineînțeles, e o chestiune și un pic subiectivă și totodată ascunsă, pentru că Dumnezeu, El însuși, ascunde roadele. Și cel care vede în viața lui dintr-o dată prea multe roade, s-ar putea să fie în înșelare. Și diavolul foarte des înșală, anume în felul ăsta pe oameni. Și spune Sfântul Chiril Alexandrei, uitați-vă, în rai omului s-a interzis să mănânce din pomul oprit. Și diavolul ce a spus? Mănâncă, mănâncă, mănâncă. Și a mâncat. Acum ne este permis să mâncăm din pomul vieții care este Hristos. Și diavolul ce spune? Nu mânca, nu mânca, nu mânca. Totul face invers. Și iată, întrucât noi de cele mai multe ori intrăm în această logică a diavolului și nu suntem în logica lui Dumnezeu, în teologie, adică tocmai de asta nu vedem nici, nu suntem nici în trezvie și nici nu vedem roadele. Acum, eu consider că un om care nu face nicio schimbare în viața lui, chiar trebuie oprit pentru un timp de la împărtășanie ca să se trezească. Spune și Apostolul Pavel, să se cerceteze omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. Vedem că nu scrie despre spovedanie aici. Să meargă omul la spovedanie. Mulți așa au interpretat. Dar cercetarea de sine este o privire înăuntru. Mă uit în mine și dacă am nevoie, mă duc și la spovedanie. Dacă am nevoie, mă opresc și eu singur de împărtășanie.
în unele mănăstiri din Muntele Athos se pune un accent deosebit pe faptul că monahul trebuie să ajungă la o astfel de cuget duhovnicesc, fronima, da? Cuget duhovnicesc, ca să știe singur să se oprească de împărtășanie atunci când crede că nu este vrednic de ea, l-a mâniat cu ceva pe Dumnezeu, s-a rupt cumva de cele de obște. De exemplu, un monah din Muntele Athos care iese în lume pentru a se duce la spital, la Tesalonic, de exemplu, și revine în mănăstire, primele două săptămâni nu se împărtășește. În cele mai multe mănăstiri. Mai întâi se potolește, se așează gândurile. Bineînțeles, e un mod de viață mai special. Oamenii din lume în fiecare zi sunt în același tumult. Dar o luptă cu păcatul trebuie să existe. Dacă nu există această luptă cu păcatul, de ce se mai împărtășește? Că împărtășanea o ia ca să îl ajute Dumnezeu în această luptă cu păcatul. Și după ce ne-am împărtășit, prin venele noastre ale tuturor curge același sânge, sângele lui Hristos. Și asta ne dă nouă dreptul să ne numim frați. Când iese preotul la predică și spune frați și surori, nu e vorba de o frățietate de asta de tip comunist. Ci este o frățietate reală de sânge. Pentru că același sânge curge prin venele noastre ale tuturor, sângele lui Hristos. Și numai asta ne dă nouă dreptul să spunem Tatăl nostru, nu Tatăl meu, ci toți avem același Tată și suntem frați împreună cu Hristos, că avem același sânge. Și până nu avem conștiința asta, că suntem membri ai unui trup și cine este Tatăl nostru, nu putem să ne împărtășim. De exemplu, Sfântul Paisie Velicicovski oprea pe monahi să zică Tatăl nostru dacă este supărat cu celălalt, cu cineva. Că zice, tu te blestemi. Că spui, iartă-mi, Doamne, greșelile mele, precum și eu le iert pe ale aproapelui. Și dacă tu nu le ierți, înseamnă că nici Dumnezeu pe ale tale nu ți le iartă și nu ai voie să spui rugăciunea asta până nu ierți. Adică părinții erau conștienți de fiecare cuvânt al rugăciunii pe care îl spuneau. De asta, înainte de împărtășire, noi spunem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și dacă nu iertăm, dacă nimic nu se schimbă în viața noastră, dacă nu există luptă cu păcatul, înseamnă că suntem încă nu am început drumul nevoinței duhovnicești și viața în Hristos. Că așa spune Hristos, cel ce mă iubește, împlinește poruncile mele. Și iată, un om care împlinește poruncile, mai devreme sau mai târziu, va avea și roade duhovnicești. Cel care nu împlinește poruncile și tot bate pasul pe loc și se pune în rând, pentru că așa toată lumea se pune în rând și merge și el și ia Sfânta Împărtășanie, trece ca la, cum este, McDrive-ul ăsta, da, la McDonald's, treci cu mașina și ți-ai luat Mac-ul și mergi mai departe. Dar lucrurile sunt total diferite. Chiar și acolo nu poți să iei până nu plătești. Și aici, cu ce plătești darul ăsta nespus care ți se dă? Și care oricum nu poate fi măsurat în bani și în nimic altceva. Dar ce ne spune nouă biserica și diaconul la ce ne dea? Să ne dăm unii pe alții și toată viața noastră împreună lui Hristos să dăm. Asta e singurul lucru care putem să facem. Ne dăm unii altora, ne ajutăm, ne îmbrățișăm, ne susținem și toată viața noastră împreună a tuturor și a fiecăruia în parte, o dăm lui Hristos. Și să facă El ce vrea cu El. Și atunci viața asta nu are cum să nu se schimbe. Pentru că întâlnirea conștientă cu Hristos nu poate să nu te schimbe. Nu există așa ceva. Dacă nu te-ai schimbat, înseamnă că ori ești total nesimțit, ori nu l-ai văzut pe Hristos acolo, nu l-ai întâlnit. Vedeți, mulți oameni se atingeau de Hristos, dar numai o femeie care avea scurgere de sânge și care și-a pus în mintea ei gândul ăsta că numai de poala hainei lui, dacă mă voi atinge, mă voi vindeca. S-a atins și s-a vindecat. Și Pietru nu înțelege asta. Cum, Doamne, cum întrebi tu cine s-a atins de tine? Tu nu vezi că toată lumea te îmbulsește? Tot așa se întâmplă și cu împărtășanie.
Mulți se ating, dar puțin se vindecă. Pentru că trebuie să ai credința asta. De aceea, exemplul femeii cu scurgere de sânge este amintit de vreo 3-4 ori în rugăciune înainte de împărtășanie. Pentru că noi trebuie să ne apropiem de potir cu aceeași conștiință. Dacă nu ai conștiința acelei femei, degeaba. Deci, cred că asta ne schimbă totuși cumva. Sperăm, cel puțin. Da. Dacă mai e vreo... Așa, bine. Spun. Mai iertați. Da. Referitor la această împărtășare. Da. Celor din familie, știți, nu le se... cei care pot să împărtășească des, le s-a spus în Sfântul Munteată să nu mănânce ulei niciodată. Cum vedeți asta în familie, în refer la relația trupească a soției și a soției? Nu trebuie să mănânce ulei. Niciodată? Nu ulei, dar carne nu trebuie să mănânce chiar tot timpul. Știți că sunt unii călugări care nu mănâncă carne. Nu înseamnă că cei care mănâncă nu mai sunt călugări, dar unii nu mănâncă. Și a fost întrebat odată un călugăr: părinte, eu nu înțeleg, dar de ce matale nu mănânci carne? Și asta zice... Cum vrei să-ți explic? Simplu sau complicat? Zici, simplu, că eu sunt simplu. Băi, carne cere carne. Am înțeles. Mănânci carne? Ceri mai multă carne. Și de-aia vie. Acum să încerc să răspund la întrebare. În primul rând, precizez încă o dată că ideea aia cu nemâncarea de ulei a fost într-o anumită perioadă și într-un anumit context. Deja lucrurile și acolo s-au lămurit și s-a ajuns la un echilibru. Dar, într-adevăr, și astăzi în Sfântul Munte, în seara de ajun, înainte de împărtășire, se mănâncă fără ulei. Dar e o regulă a locului și ar fi păcat ca nici măcar acolo să nu se țină mai strict astfel de reguli. În lume însă, clar că lucrurile stau altfel și observăm că biserica interzice postul de sâmbătă, iar duminică ne cheamă să ne împărtășim. Conform sinodului Trulan, postul de sâmbătă este interzis, decât în perioadele care sunt posturi generale. Catolicii apusenii, încă în perioada aia, în secolul VII, posteau și sâmbăta. Și părinții bisericii au spus, nu, sâmbăta este zi de bucurie în pomenirea martirilor. Aia era ziua cu precădere de cinstirea martirilor. Și asta este ziua lor de naștere. Și noi cinstim pe martiri cu bucurie. De aceea, sâmbăta să nu se postească. Iar duminica suntem chemați să ne împărtășim. Pare un paradox. Dar este totodată și reflect înțelesul corect al bisericii de a ne împărtăși nu într-o stare de asta de posomorâre, de așa înnăcrire, ci cu bucurie duhovnicească. Vedem, în Vinerea Mare, când nimeni nu mănâncă, nimeni nu se împărtășește. Iar în Săptămâna Luminată, când toți mănâncă de toate, inclusiv Miercurea și Vinerea, canonul 66 Trulan spune ca toți să se împărtășească în fiecare zi. Chiar dacă mâncăm carne în fiecare zi, inclusiv Miercurea și Vinerea, Săptămâna Luminată, suntem chemați să ne împărtășim în fiecare zi. Și în Vinerea Mare, în care nu mâncăm nimic, nu ne împărtășim. Vedeți că biserica nu vede legătura asta dintre post și împărtășire așa cum noi astăzi o vedem. Postul este important, nimeni nu-l anulează și nu ne putem împărtăși dacă nu postim deloc și într-o formă oarecare, dar totodată să înțelegem că împărtășirea este o bucurie a sufletului de a ne întâlni cu Dumnezeu. În ce privește postul conjugal, că asta a fost întrebarea, el practic se leagă de celelalte. Numai că există o mare diferență. Femeia în familie poate să nu mănânce carne, chiar dacă bărbatul de alături mănâncă, sau invers. Dar atunci când vine vorba de relații conjugale, postirea sau nepostirea în această privință trebuie să o hotărască împreună. Și Apostolul Pavel spune foarte clar în Epistola 1 către Corinteni, la capitolul 7, cu bună înțelegere amândorora,
să se oprească pentru o vreme și apoi iarăși să se împreuneze ca să nu cadă în ispita satanii. Acum, la nivel practic, desigur, există niște reguli generale care spun că miercurea, vinerea, în ajunul împărtășirii și imediat după, se recomandă, postul este o recomandare, nu este o obligație. Este o recomandare care nouă nu este atât de dragă ca și recomandarea medicului nu fuma. Aia tot e recomandare, medicul nu poate să mă impună să nu fumez. El îmi recomandă să nu fumez sau să nu mănânc mâncare grasă. Dar eu înțeleg că el atât de fundamentat, atât de argumentat îmi dă acea recomandare încât eu în mod obligatoriu trebuie să o țin. Și atașa și postul. Deci este o recomandare pe care eu o țin, numai că s-ar putea să nu o pot ține din cauza că celălalt este mai slab. Și atunci dacă nu o țin din cauza celuilalt, văd ce îmi spune duhovnicul. De asta este duhovnicul. Și de asta eu sunt cununat în biserică. Că mă adresez la preot ca soț și soție, nu numai când îmi pune cununele pe cap, dar și toată viața de acum înainte. Și preotul poate să mai dea mie un soție cap de cap, așa să mai iasă scântei când vede că lucrurile nu merg deloc bine, dar în general lucrurile pot fi rezolvate cu cuvântul. Și dacă luăm așa după regula asta, că miercuri, vineri, sâmbătă seara și duminică seara după împărtășanie, de exemplu, soții nu au relații, asta ar fi de 4 ori pe săptămână, rămân alte 3 zile. Că atunci ați la servici. Atunci ești la servici. Să zicem că pentru un cuplu la vârsta de 30 de ani sau 35, 3 zile nu sunt suficiente. Dar dacă și pentru ăia de 45-50, 3 zile pe săptămână nu sunt suficiente, ceva nu e în regulă. Pentru că relația trebuie cu încetul să se spiritualizeze. Nu poți să rămâi la același nivel de... Nimeni nu condamnă relațiile dintre soț și soție. Și asta e o taină a fiecărei familii în care preotul nu se amestecă. Cum a fost întrebat patriarhul Atenagora când încă era arhiepiscop în Statele Unite și pe atunci era în vogă pentru că Biserica Romano-Catolică pentru prima dată a spus că în anumite condiții soții pot folosi prezervativ. Toți scandalizați! Cum? Papa spune așa ceva? Cuvântul ăsta să-l folosești și deja pentru anii 60, când lumea era foarte polarizată, era hipile și era Concilii II Vatican, deci lumea era destul de polarizată așa. Și atunci arhiepiscopul Atenagora spune, a fost întrebat, ce crede Biserica Ortodoxă despre asta? Și zice, mă iertați, la Biserica Ortodoxă nu se bagă în patul soților. Și a încheiat răspunsul, deci simplu. Și prin asta, de fapt, a spus mai mult decât au reușit alții să spună. Prin asta a spus mai mult. Că uneori, poate și există situații când inclusiv acel lucru poate fi folosit, în alt caz poate fi cu totul condamnabil, în alte cazuri poate fi folosit o vreme, sau mai știu eu. Diferă de la caz la caz, de la maturitatea duhovnicească a fiecăruia la altul. Dar eu cred că regula generală trebuie păstrată. Un credincios care vrea să se împărtășească în fiecare duminică trebuie să fie gata și spre o astfel de nevoință. Iar dacă nu poate sau celălalt soț nu, să stabilească cu duhovnicul. Nu văd un impediment sau cel mai mare impediment anume în asta. Vine câte o femeie, părinte, astăzi nu mă pot împărtăși, ca seara am păcătuit cu bărbatul. Zic, cum ai păcătuit? Dacă e bărbatul tău, tu n-ai păcătuit. Asta nu-i păcat. N-a fost posibil o abstinență, așa, mai după regulile bisericii, după sfaturile bisericii. N-a fost posibil din cauza că el așa este și nu înțelege și nu poate. Și atunci uneori îi dau voie să se împărtășească. Pentru că ea n-a vrut lucrul ăsta, ea s-a pregătit, a postit, s-a rugat, dacă bărbatul nu înțelege și o ia prin surprindere, vine și mă întreabă ce să fac, am păcătuit. N-ai păcătuit.
Dacă făceai asta cu un alt bărbat, atunci păcătuiai și grav. Și te opream pe 10 ani. Dar dacă cu bărbatul tău ăsta, nu-i păcat. Sau spun că m-am spurcat. Ei, nu te-ai spurcat. Că ar însemna că și eu m-am născut din spurcăciune. Și sfinții toți s-au născut din spurcăciune. Nu. Eu nu sunt de acord cu expresiile astea, căsătorie albă, căsătorie neagră. Înseamnă că părinții mei au făcut 6 copii în căsătorie neagră. Și aia care n-au niciunul și se uită ca fratele și sora unul la altul, e căsătorie albă și la alții neagră. Fiecare familie are ritmul ei și măsura ei. Și duhovnicul îi poate ajuta pe oameni. Și aveam o întrebare. Acum de la foarte mulți oameni iau pastile de la 40 de ani încolo. În fiecare zi dimineața, antidepresivi, diabetul, cere insulina, mai multe lucruri care vin acolo. Adunate cu împărtășania. Ce facem? Dăm voie să ia pastila înainte de împărtășane. Antidepresive, de exemplu, sunt foarte importante. Dimineața se ia ca să se calmeze, ca să poate să meargă cu mașina de depresie până la biserică. În primul rând, eu cred că, așa cum vorbeam odată cu preasfințitul și foarte corect a punctat, sunt chestiuni care preoții le vorbesc între ei și sunt chestiuni pe care preoții le vorbesc și cu oamenii. Nu pentru că mă tem să spun oamenilor lucrurile astea sau că i-aș scandaliza cu ceva, dar cu siguranță nu pot exista reguli generale. Pe de altă parte, tratamentul medical nu este mâncare. Bine, nu a fost întrebare. Am înțeles. Și de asta preotul unuia îi poate spune că da și altul îi poate spune că nu. Pentru că sunt unii de ăștia care acum toată lumea se tratează pe internet. Îl doare ceva, intră pe Google și pune simptomele și acolo îi spune că are cancer. Și el începe dintr-o dată, fără să meargă la medic, începe să intre în depresie, să ia pastile și așa mai departe. Cunosc foarte multe cazuri de genul ăsta. Când oamenii se tratează ei singuri. Și citesc acolo că medicamentul trebuie... Și medicii aici în Occident nu-i dă fără rețetă și trimit medicamentele din țară. Că de acolo se pot cumpăra și fără... și îi le trimite și el le ia la orele care știe. Am întâlnit și astfel de cazuri. Dar acum vorbim despre cazurile clasice. Când, într-adevăr, omul suferă de o boală și trebuie să iau un tratament la o anumită oră. În general, noi știm că împărtășania se ia pe nemâncate. Și atunci când nu este posibil de a ajuna începând cu miezul nopții sau în cazurile în care se slujește, de exemplu, liturghia darurilor antisfințite și oamenii sunt bolnavi sau copiii sau vor să mănânce ceva dimineață, se cere un post, o ajunare de cel puțin 6 ore. Asta pentru oamenii sănătoși. Dar pentru oamenii bolnavi care trebuie să ia insulină sau altceva, asta nu este mâncare, este tratament. Biserica vrea ca prin împărtășire să-i dea lui și mai multă viață. Și nu numai pe asta de aici, ci și pe cea veșnică. Și atunci, chiar dacă observăm că uneori oamenii nu au nevoie de acel medicament, sau nu este un medicament care chiar trebuie luat la o oră sau mai știu ce altceva, ci este o închipuire a lui și o prejudecată a lui că el trebuie să ia medicamentul ăla dimineața, că altfel îl doare stomacul, îl doare nu știu ce, îl doare piciorul, îl dor unghiile, nu știu ce îl mai dor, capul. Și atunci îi venim cumva în întâmpinare până când o să-i spunem că băi, împărtășania este medicamentul cel mai important. Dar pentru diabetici, practic toți părinții admit luarea insulinii și a unei bucățele de pâine sau un pahar cu apă minimum de care el are nevoie ca să trăiască. Biserica nu-l omoară. Noi postim ca să omorâm patimile, nu să omorâm oamenii. Cel care are mult suc în el, trebuie să-l usuci până îi se termină sucul. Dar pe cel care... Dumnezeu l-a smerit într-un alt fel și i-a dat o boală, deja el are o cruce a lui și nu mai adăugăm alta deasupra, ci îl menajăm, îl coborâm la nivelul lui și înțelegem că tratamentul nu este mâncare,
Mă mai întreabă unele femei, foarte multe aici, nu știu exact, dar acolo la noi, majoritatea femeilor lucrează prin casele oamenilor, trebuie să le gătească mâncare, ei nu postesc și zice, părinte, dacă am gustat mâncarea, pot să mă împărtășesc. Păi zic, ai gustat-o, n-ai mâncat-o, nu? Nu am mâncat-o ca atare. Păi nu trebuie să o mănânci, trebuie să o guști. Și dacă guști, asta face parte din profesia ta. Tu din asta te hrănești și îți hrănești familia. Dar dacă n-ai rezistat și ai și mâncat-o, deja ai încălcat postul. Ar putea să spună că, părinte, am gustat-o așa ca lumea. Ca lumea, da. Da, dar sunt... cum iarăși îl citesc preasfințitul că chiar astăzi a fost vorba asta. Eu cred că Dumnezeu e mai înțelegător decât regulile astea așa scrise doi pe doi. Dumnezeu este înțelegător și El ne iubește. Și cum spunea cineva, băi, chiar dacă ți-a murit copilul în pântece și tu vezi în asta într-un act de nedreptate din partea lui Dumnezeu și unii chiar ajung să hulească sau să se mânie cumva pe Dumnezeu, pornește de la ideea asta că Dumnezeu îl iubește pe acel copil mai mult decât îl iubește chiar propria mamă care l-a purtat câteva luni în pântece și nu a mai ajuns să-l nască viu. Și știe el în pedagogia lui tainică de ce a hotărât și a considerat că anume așa este mai bine. Poate nu neapărat pentru el, pentru acel copil, cât poate pentru părinți. Că noi deseori căutăm cauza unei anumite probleme sau suferințe sau boli. Dar nu totdeauna o boală are o cauză. Ea poate avea un scop. Și Sfinții Părinți ne îndeamnă să vedem nu doar cauza, ci și scopul. Ia uitați-vă ce s-a întâmplat cu orbul din naștere. Ucenicii gândeau omenește. Doamne, ia spune, cine a greșit? El sau părinții lui de s-a născut orb? Ce îi spune Mântuitorul? Nici el, nici părinții lui. S-a întâmplat asta ca să arăt slava lui Dumnezeu. Ăsta a fost scopul. Și el a ajuns la acel scop, alții nu ajung la acest scop. Pentru că nu vor, nu înțeleg, să pierd undeva pe drum. Deci nu totdeauna atunci când ni se întâmplă ceva, care-i cauza? Și dacă nu vedem cauza, gata. Blesteme, vrăji, trebuie să merg să-mi dezlege, să-mi facă, să-mi dreagă. Nu, poate este un scop. Și dacă nu-l înțeleg acum, îl voi înțelege în timp. Deci să nu-l închidem pe Dumnezeu în niște reguli și să lua o pastilă dimineața, dacă e nevoie, cred că se poate. Părerea mea. Nu știu dacă am discutat vreodată pe tema asta, părintele Teofil, tot așa a întrebat, spunea ce că, dragă, pastile, nu-s mâncare, n-aș zice vreodată, că voi și-aș mânca niște medicamente. Foarte clar. Bine, eu nu pot ajunge nici la profunzimea, nici la hazul părintelui Teofil, el limbina, adică spunând o glumă, îți spunea de fapt niște lucruri foarte profunde. Eu nu pot face niciuna, nici alta, dar... Da, am ajuns ca argument. Da, dar am ajuns la același lucru. Mulțumim frumos și postul e opțiune conștientă pe care omul trebuie să-și o asume, nu e o înfometare eventual impusă din altă parte. Cred că putem să ne declarăm mulțumiți pentru astă seară și când împlinim tot ce ne-a spus părintele, acum îl chemăm pentru tura viitoare, da? Când a zice cu asta că îl exmatriculăm să ne mai vină pe loc și ne grăbim să... În felul ăsta și eu să-mi dau seama cât de înțeles am fost. Așa, așa. Părinte, mulțumim foarte mult.